Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Vicepremierul Slovaciei, Tomáš Taraba, spune că premierul Robert Fico nu mai este într-o situație care să-i pună viața în pericol și este convins că acesta va supraviețui. Fico a fost împușcat cu 5 gloanțe, dintre care 3 l-au atins de un bărbat în vârstă în timp ce făcea o baie de mulțime. Atacatorul și-a motivat fapta politic. Poliția nu a dezvăluit identitatea suspectului, însă se speculează că el ar fi poet și membru al Asociației Scriitorilor Slovaci. Tentativa de asasinat din orașul Handlova a șocat Slovacia și a atras reacții de condamnare la nivel internațional. Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Joe Biden s-au alăturat partenerilor europeni și ai Slovaciei în a-și exprima consternarea și au condamnat tentativa de asasinat. Fico și-a atras critici în unele cercuri pentru că a adoptat o poziție pro-rusă în războiul din Ucraina. De asemenea, a inițiat modificări ale legislației referitoare la presă, care au stârnit îngrijorări legate de statul de drept și au provocat proteste în stradă. Discutăm despre acest subiect imediat după titlurile orei. Premierul Slovaciei, Robert Fico, va supraviețui, deși starea sa a fost critică după ce a fost atins de 3 gloanțe, a declarat aseară vicepremierul Tomáš Taraba, așa cum spuneam puțin mai devreme. Fico a fost împușcat de mai multe ori de un bărbat de 71 de ani, care și-a motivat fapta politic. El se află în custodia poliției acum și urmează să fie supus unei analize psihiatrice. Pe internet a circulat o înregistrare video cu presupusul atacator, care spune că nu este de acord cu politicile guvernului. Tentativa de asasinat a șocat Slovacia și a atras reacții de condamnare la nivel internațional. Președintele Volodymyr Zelensky și-a amânat toate călătoriile în străinătate, în timp ce situația de pe câmpul de luptă din Ucraina a continuat să se deterioreze. Kievul a declarat că luptele au făcut ravagii în orașul Vovchansk, de la frontiera de nord-est din regiunea Harkov. Capturarea orașului aflat la 5 km de graniță ar fi cea mai importantă victorie a Rusiei și deschide un nou front în invazie. Aproape 8.000 de persoane au fost evacuate din Vovchansk și din zonele de frontieră de când a început atacul rușilor. Președintele Vladimir Putin susține că forțele rusești își îmbunătățesc pozițiile în fiecare zi de-a lungul frontului din Ucraina, în toate direcțiile, și că înaintarea se desfășoară conform planului. La rândul său, Ministerul Apărării a anunțat că forțele sale au preluat controlul asupra a încă 2 așezări din regiunea ucrainană Harkov și una din regiunea Zaporojie, continuând seria de câștiguri teritoriale treptate care au alarmat Kiev. Guvernul Finlandei a decis că rezerviștii care au efectuat serviciul militar în cadrul forțelor de frontieră să fie chemați să patruleze la granița țării nordice cu Rusia, dacă situația o va cere. Finlanda, care a aderat la alianța militară NATO în aprilie anul trecut, a acuzat Moscova că a folosit migrația ca armă împotriva sa, o afirmație pe care Kremlinul, bineînțeles, o neagă. Finlanda și-a închis granița cu Rusia lungă de 1340 de kilometri la sfârșitul anului trecut, pe fondul unui număr tot mai mare de migranți. Putin a sosit între timp în China, unde efectuează o vizită de stat, prima a noului său mandat prezidențial. Delegația care îl însoțește pe Putin include 20 de guvernatori regionali. China nu a fost aleasă întâmplător pentru prima deplasare externă a lui Putin, ci este un răspuns la un gest similar de prietenie făcut anul trecut de liderul chinez Xi Jinping, care îl va primi acum pe Putin în capitală. Liderii vor purta discuții oficiale în format restrâns și lărgit, precum și discuții informale față în față. Președintele american Joe Biden și rivalul republican Donald Trump au acceptat să se confrunte în două dezbateri, la 27 iunie și 10 septembrie. Așa cum ați spus, oriunde, oricând, în orice moment, în orice loc, a declarat Biden pe rețelele sociale. În replică, Trump l-a numit pe Biden cel mai prost debater cu care s-a confruntat vreodată și, tot pe rețelele sociale, a scris că este pregătit să dezbată cu Biden, pe care l-a mai numit și Joe cel corupt.
Justiția americană dă dreptate fraților Micula împotriva României. O curte federală de apel din Statele Unite a respins cererea statului român de punere în aplicare a două decizii din 2022 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Asta înseamnă că statul român trebuie să le mai plătească celor doi antreprenori încă 140 de milioane de dolari, pe lângă cei 215 milioane achitați deja în 2019. Legea care ar fi trebuit să ieftinească polițele de asigurare auto obligatorie poate să ia o altă turnură. Anumite organizații spun că în urma unor amendamente depuse la lege, șoferii păgubiți ar putea fi nevoiți să plătească o parte din daună. Mai mult, există controverse și în ceea ce privește evaluarea pagubelor. Asigurătorii resping acuzațiile și spun că amendamentele nu le aparțin, dar speră ca forma finală a proiectului să echilibreze piața. Iar Castelul Peleș de la Sinaia are ședința de vară a regilor României, dar și Castelul Pelișor, cel al principilor moștenitori, ar putea ajunge în patrimoniul mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii, Raluca Turcan, care a înscris cele două castele, alături de două biserici și peștera mobilă, pe lista de țară pentru patrimoniul mondial UNESCO. O să discutăm, așa cum spuneam, despre tentativa de asasinat din Slovacia. Vedem acum un material despre ceea ce s-a întâmplat ieri după amiază și discutăm imediat după cu invitații acestei ore. Hello. Este momentul în care Robert Fico este împușcat în mulțime. Premierul ieșise în fața Casei de Cultură din orașul Handlova, unde a avut loc o ședință de guvern. În timp ce saluta oamenii, un bărbat din mulțime i-a strigat: "Robo, vino aici!" și a început să tragă asupra lui. Oficialul a căzut la pământ, iar gărzile de securitate s-au grăbit să-l ridice. L-au dus pe brațe până la mașină și au pornit în trombă spre spital. Au fost trase 5 gloanțe, premierul a fost împușcat de 3 ori, în braț, picior și abdomen. Atacatorul a fost imobilizat și încătușat la fața locului. Premierul era conștient când a fost dus la spitalul din orașul Handlova. După, a fost transportat cu elicopterul în orașul din apropiere. Banská Bystrica a aflat la 60 de kilometri. Opțiunea de a fi dus la Bratislava a fost exclusă din start din cauza distanței prea mari. Martorii care erau alături de Fico povestesc momentele atacului cu groază. Neușișli podavat ruku panovi Ficovi, ešte som ho kameroval, teda som si ho odfotila, keď išiel z budovy. A strašne sme naňho dlho čakali, tešili sme sa. A išli sme mu ruky podávať, aj pán vedľa, aj takto ďalší. A v tom momente niečo ako dielobuv nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem dielobuv. Prvá moja reakcia. Koľko bolo tých rán počuť? Ja som počula 3. Ale možno mohli by to za sebou nejakú. Atacatorul este un bărbat în vârstă de 71 de ani. Îl cheamă Juraj Gintula, este poet și rezident al orașului Levice. Presa locală spune că acesta avea permis de portarmă și că a acționat singur. Ajuns în arestul poliției, și-a motivat atacul. Slichidovane mass media, Preșu RTVS, e napadana, Preșu Sulugia, Mazavie, Preșu... Fiul atacatorului a declarat pentru presa slovacă faptul că nu-și poate explica incidentul și că tatăl său nu avea probleme psihice. Comunitatea internațională, dar și oficialii slovaci au condamnat dur acest atac. Sunt șocovană, toți sunt șocovani, zrosnă, zákerná útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo se niečo vážne, z čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, ale to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka. Președintele american Joe Biden a declarat că este un act de violență josnică. Premierul maghiar Victor Orban, un apropiat al lui Robert Fico, spune că este șocat de atacul asupra omologului său, cu care este și prieten, și spune că se roagă pentru el. Inclusiv Vladimir Putin a catalogat atentatul ca fiind o crimă odioasă. În vârstă de 59 de ani, Robert Fico este la al patrulea mandat de premier. Este prorus și se opune sprijinului european pentru Ucraina. Și discutăm despre această știre absolut surprinzătoare cu Marius Saizu, realizator Zona de Conflict, și cu Dorin Popescu, analist de politică externă. Bună dimineața amândurora!
Marius, am să încep cu tine. Este o situație total neașteptată. Suntem într-o țară europeană. Într-adevăr, Robert Fico avea niște probleme vis-a-vis de atitudinea europeană, dar de aici și până la o tentativă de asasinat este o distanță mare. Toată lumea a fost șocată. Toate reacțiile internaționale au condamnat și au subliniat și acest lucru total neașteptat. Bună dimineața! În mod clar, vorbim despre o încălcare flagrantă a democrației, vorbim despre un atentat la viața omului, vorbim despre o tentativă de crimă. Am văzut într-adevăr că premierul a fost salvat noaptea trecută de către medici după vreo 6-7 ore de intervenții chirurgicale. Nu poate justifica niciun gest anterior al premierului un astfel de gest. Asta și pentru că știm că, într-adevăr, premierul Slovaciei a fost implicat în câteva scandaluri, și-a dat demisia în 2018, parcă, pentru că un jurnalist împreună cu iubita lui au fost asasinați, iar cei care au fost suspecți au și scăpat ulterior de justiție. Dar, repet, nu poate justifica un astfel de gest. Pentru prima dată în foarte, foarte mulți ani în care se întâmplă o astfel de faptă ca un premier în funcție să fie împușcat. Tentativă de asasinat până la urmă. Este o tentativă sau dacă reușește. Vorbim despre o tentativă de asasinat, vorbim despre 3-4 gloanțe care l-au atins până la urmă pe Fico. A fost împușcat foarte de aproape, deci omul acela a ajuns foarte aproape, deși în teorie ar fi trebuit ca o persoană cu asemenea posibilitate, profilare, cum se spune, aici, să nu prea ajungă în preajma unui personaj de rang atât de înalt. Premierul țării. Pe de o parte, da, într-adevăr, și o să vorbim probabil de anchete care vor porni de la momentul acesta, pentru că, în mod clar, perimetrul de securitate nu a fost asigurat așa cum ar fi trebuit. Pe de altă parte, probabil că premierul s-a gândit că într-un oraș atât de mic, în fața casei de cultură, nu poate să se întâmple, mă rog, nu el ar fi trebuit să se gândească la asta, ci cei din Serviciul de Pază și Protecție. Deși scriitorul, poetul, am văzut că avea totuși chiar și permis de portarmă. În momentul respectiv, probabil că trebuia să fie cu totul altele măsurile de securitate asigurate în zona respectivă, în perimetrul acela. Domnule Dorin Popescu, ne-am uitat cu toții surprinși, bineînțeles, la ce s-a întâmplat ieri. Am urmărit și vestea bună este că Robert Fico va supraviețui, dar la ce va duce asta mai departe? Ce poate să schimbe în interiorul Uniunii Europene, poate și în plan mai larg de atât, având în vedere poziția prorusă a lui, la ce poate duce în viitor? Putem să anticipăm acum? Da, în jurul acestui eveniment cu totul și cu totul tragic, regretabil, condamnabil și abominabil, s-au construit deja două categorii de teorii. Prima teorie, teoria comodă. În lumea ideală, democratică, liberală, etc., totul este perfect, iar dușmanii sunt în exteriorul cetății noastre liberale. Și de aici, vezi, Doamne, o presupusă teorie a conspirației. Este imposibil ca atentatorul să fi fost un lup singuratic, este clar că el ar fi fost folosit de centre de comandă din afara Slovaciei. Aceasta este teoria comodă. Cea de-a doua teorie este o teorie mult mai responsabilă și mai complexă. Este o teorie care ne include. O teorie care face probabil din atentator un cocktail Molotov la purtător. O teorie care vorbește și subliniază responsabilitățile noastre în actul de educație, în actul de cultură, în actul de cultură politică, în promovarea modelor în spațiul public, în promovarea echilibrului și toleranței. Vorbește de disponibilitatea noastră individuală și colectivă pentru violență, pentru extremism. Vorbește de responsabilitățile noastre și această teorie încă o dată ne include. Eu cred că e o teorie mult mai apropiată de realitate, în care politica externă a premierului Fico pare a nu fi jucat niciun rol în acest, încă o dată, cocktail Molotov mental produs în mintea atentatorului.
Deci, ce consecințe, ce responsabilități? În primul rând, în minor, ca să zic așa, o consolidare a setului de măsuri și acțiuni în domeniul sporirii gradului de securitate și de protecție pentru oficialii naționali și internaționali. Este clar, clar aici că oficialitățile slovace au și enunțat o serie de măsuri în acest sens, sporirea protecției și luarea tuturor măsurilor cu privire la evitarea producerii unor incidente similare în viitor. A doua chestiune este mult mai largă. Mult mai largă. Suntem vulnerabili la mitologii ideologice, cum pare a fi fost atentatorul. Promovăm în spațiul public violențe verbale, fizice, psihologice. Promovăm din ce în ce mai mult. Suntem din ce în ce mai vulnerabili la acțiunea de dezinformare și de radicalizare. În țările Uniunii Europene există vulnerabilități care generează riscul ca aceste societăți europene să se transforme în unele bolnăvicioase. Inamicii societății libere din exteriorul ei vor încerca să profite de aceste vulnerabilități. Vor încerca să profite acum și să genereze destabilizări, radicalizări. Haosul și anarhia sunt favorabile inamicilor societății deschise. Cam acestea cred că sunt concluziile, însă este nevoie de analize mult mai largi și de asumarea unor responsabilități încă o dată în actul de educație, în spațiul public, în media, în activitatea partidelor politice, în discursul politic, etc., de reprimarea oricăror tendințe extremiste și violente din spațiul public. Marius, agresivitatea asta o asociem de obicei cu frontul și tu ai o mare experiență în tot ceea ce înseamnă front în Ucraina. De când a început războiul, ai fost de atâtea ori acolo. Chiar dacă poate aparent nu se leagă sau poate nu se leagă deloc, aș vrea să legăm toate subiectele astea de violență. Exact cum spunea și domnul Dorin Popescu acum, este o chestiune de o violență extremă. Nu știm în momentul de față să se poată întâmpla așa ceva în România. Deja de aseară și până acum specialiștii au spus că în România sunt slabe șanse să vedem o asemenea tentativă de asasinat. Specialiștii noștri sunt mai pregătiți decât alții. Nimeni niciodată nu o să spună că se poate întâmpla. Exact, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nicio secundă ce avem la graniță. Am devenit o frontieră vrând nevrând cu un teritoriu de război care înseamnă că de acolo, chiar dacă foarte puțin, pot veni tot felul de oameni care au sau nu experiență de front, care au o spaimă suficient de mare încât să comită acte violente dacă trebuie să-și apere viața. Sunt niște situații atât de extreme încât nu poți să excluzi absolut nimic, chiar dacă nimeni nu o să spună că se poate. Corect, dar nici nu aș vrea să credem și să alimentăm în același timp ideea că ar putea veni oameni care luptă pe frontul din Ucraina pentru a comite astfel de fapte. Nu, mai ales că în cazul acesta chiar aș fi vrut să-l întreb pe invitatul tău dacă putem spune prin faptul că avem deja un prim suspect care cumva și-a și recunoscut fapta prin înregistrarea aceea telefonică care a apărut pe rețelele de socializare azi noapte, putem spune cumva că ancheta este mai ușoară sau că putem răstufla cumva ușurați, ținând cont că știm cine a făcut-o și știm cine a făcut-o și știm și de ce a făcut-o. Nu vorbim ca în cazul altor atentate urmează să fie revendicate sau au fost revendicate la câteva ore după. Întreabă-l pe domnul Dorin Popescu și după aia vreau să mai fac o legătură. Îmi permiteți, domnule Dorin Popescu, în cazul acesta putem spune că ancheta va fi una mai ușoară? Putem spune că prin faptul că și-a motivat gestul deja știm despre ce este vorba pentru a nu crea cumva nici ideea aceasta că se poate întâmpla lejer în oricare alt colț al Europei, că până la urmă vorbim de Europa și în cazul Slovaciei. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sunt extrem de convins că în pofida declarațiilor fortuitorului, am putea spune, dar l-am putea numi deja altfel. Corect. În pofida declarațiilor acestea, ancheta în această etapă, cu siguranță nu va exclude nici varianta utilizării acestuia de către un centru de comandă exterior slovace. Cu siguranță, oricât de clar, fără echivoc, ar fi declarațiile tale, din care rezultă că tentativa sa de asasinat ar fi rezultatul unor nemulțumiri individuale exprimate în mediul politic, sub nicio formă ancheta nu va exclude celelalte căi. Asta este o chestiune absolutamente sigură. A doua chestiune este mult mai...
este varianta benefică, aș putea spune, și pentru Slovacia, și pentru lumea noastră europeană, aceea a acțiunii unui lup singuratic. Pentru că cealaltă, vă dați seama, cealaltă ar putea crea premisele unui conflict și scandal internațional, nu doar diplomatic, de o amploare uriașă. Vă dați seama ce ar însemna să se identifice o, nu știu, o urmă rusească, de exemplu, în această tentativă de asasinat. Deci, încă o dată, este o teorie comodă, dar dincolo de spațiu public, anchetatorii nu vor exclude nicio variantă, ci vor analiza în detaliu tot ceea ce a produs această tentativă de asasinat. Aș vrea să spun și eu un minut și jumătate, poate două vorbe despre România. Sunt trei chestiuni care nu mă îndeamnă la liniște. Nici nu vreau să fiu un agent al isteriei, sub nicio formă. Dar sunt trei chestiuni punctuale în ceea ce privește România. Prima chestiune, încă o dată, dușmanii societății liberale, deschise, democratice, se folosesc de toate vulnerabilitățile acestea pentru a crea anarhie și haos. Și suntem în mijlocul unui proces paradigmatic în care acest agent al anarhiei și haosului multiplică punctele noastre de vulnerabilitate. România este și ea țintă a unui război hibrid care are în vedere crearea unor instabilități politice, sociale, publice de lungă durată în România. Asta e prima chestiune. A doua chestiune. Am avut și noi în istoria noastră tentative de asasinat și asasinat al unor mari lideri politici, inclusiv de nivel egal nivelului reprezentat de Robert Fico la momentul producerii acestei tentative de asasinat. Deci avem și noi în istoria noastră, nu neapărat extrem de veche, avem și noi în istoria noastră exemple de radicalitate. Și trei, în sfârșit, trebuie evidențiată și această chestiune. Războiul alimentează, războiul de la estul României alimentează starea de insecuritate și de fragilitate în care se află țări, inclusiv România. Și în sfârșit, al patrulea exemplu, dacă vreți, vine din zona metaforică spirituală, să ne amintim cuvintele atribuite lui Mircea Eliade, că nu cunosc altă țară în care să se consume mai multă energie în politică decât România. Temperamentul nostru vulcanic, încrederea noastră în soluțiile pe care clasa politică le are pentru buna funcționare a societății noastre, încredere câteodată excesivă, încredere câteodată, dusă la extrem, toate aceste lucruri fac ca și România să existe pe harta viitoarelor tulburări interne ce pot produce premizele pentru tentative de acest gen. Acum, ca să fac o glumă apropo de alt popor, mă gândeam la popoarele arabe și la tot ce vedem în Orientul Mijlociu. Am impresia totuși că ei ne-ar depăși dacă este să facem un top și trecem de această glumă. Am dus discuția în această direcție pentru că mă gândeam și la raportul CSAT referitor la infiltrații ruși printre refugiații ucraineni, care raport se referă evident la țara noastră. Cât de mult trebuie să schimbăm gradul de vigilență, Marius? Ce ar trebui oare să conștientizăm sau să facem în plus, având în vedere ceea ce tocmai ne-a spus și domnul Dorin Popescu? Acum, nici nu trebuie să luăm foarte în tragic acest raport CSAT, pentru că dacă n-am fi vrut să se știe, nu s-ar fi știut. Dacă ne-au spus, vor să scoată probabil în evidență și faptul că au fost vigilenți. Și că au fost prinși. Nimeni nu s-ar fi gândit că nu vor exista, ținând cont că avem războiul acesta de 2 ani și 4 luni aproape în momentul acesta și 3 luni. E firesc să existe și asta, e firesc până la urmă să existe, chiar dacă poate sună ciudat acest firesc, dar este firesc până la urmă să existe și migranți, este firesc să existe și ucrainenii care vor să fugă de război pentru a nu fi înrolați și trimiși pe front. Sunt 11.000 până în momentul acesta care au trecut granița. Exact, iar care fug de război, exact, au fost descoperiți. Cei din Maramureș, iar până acum știm de cel puțin 21 de persoane care au fost găsite decedate în încercarea lor de a fugi din Ucraina de război. Sunt oarecum reguli nescrise ale unui război care nu sunt încălcate și care nu fac cu excepție niciodată aceasta. Într-o stare extremă de disperare pot ajunge în conjuncturi în care să comită, nu știm acum, nu putem, sunt genul de situații pe care nu putem să le anticipăm punctual, dar putem să le anticipăm ca situație, generic vorbind. Domnule Dorin Popescu, uitându-ne la Moldova și la ce spunea Marius acum, noi suntem într-o relație cu Rusia care oscilează și în general oscilează de la minus spre mai minus sau pe acolo. Am văzut ieri despre Moldova că urmează să semneze un acord
acord cu Uniunea Europeană pe parte de apărare. Am văzut acum câteva zile, o săptămână, acele știri referitoare la NATO care ar fi stabilit niște linii roșii care includ apărarea Moldovei. Dacă Rusia ar încerca să intre în Moldova, ar putea să se confrunte cu poziția NATO. Chiar dacă nu se vor întâmpla confruntări directe pe care nimeni nu și le dorește, pe care și rușii înțeleg că nu și le pot permite așa cu o ușurătate foarte mare. Ce înseamnă totuși pentru România? Am văzut cum a pornit primul război mondial, acel asasinat a reușit, dar toate lucrurile astea în momentul de față deschid foarte multe posibilități. Pentru România în momentul de față, ce ar trebui să fie prioritatea numărul 1 sau 0, cum se spune, pentru decidenți și pentru cei din ce înseamnă SPP, securitate, parte militară, având în vedere acest exemplu de la, ceea ce i s-a întâmplat premierului Fico? 1. În ceea ce privește Republica Moldova, pentru că ați folosit acest preambul excelent. Excelent ca discuție. Întreaga situație regională fierbe. Sunt proteste de mare amplitudine în Georgia. Există o criză politică manifestă acolo. Sunt proteste de amplitudine ridicată. Georgia, da. Da, un focal. Sunt proteste de amplitudine politică în Erevan, la Erevan, în Armenia. Opoziția cere demisia premierului și o cere și în stradă, mă rog, nemulțumită de compromisurile făcute de autoritățile de la Erevan în relația cu autoritățile de la Baku. Iar Republica Moldova este o țintă directă a războiului hibrid al Federației Ruse. Mă aștept ca în Republica Moldova, până la momentul posibil, probabil posibil, al sosirii unor trupe pe coridorul terestru din Ucraina, din sudul Ucrainei, pe flancul din sudul Ucrainei, până la acel moment, dacă ar veni vreodată, există o tentativă de înaintare a Federației Ruse de-a lungul acestui flanc, mă aștept ca Federația Rusă să continue cu tentativa de a subordona, de a vasaliza Republica Moldova prin crearea unor destabilizări fără precedent în Republica Moldova, nu doar în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia și în Transnistria, dar chiar și la Chișinău, folosindu-se de pretextul apropiatelor alegeri prezidențiale din toamnă. În ceea ce privește România, eu cred că autoritățile noastre în domeniul securității și apărării au învățat inclusiv lecțiile și au însușit inclusiv lecțiile ce decurg din preșele de securitate generate sau care au creat premisele pentru producerea acestui atentat, tentative de atentat la Bratislava, în Slovacia. Una la mână. A doua la mână, ce trebuie să facă populația? Să aibă încredere în capacitatea instituțiilor de a menține ordinea publică și situația de securitate internă în parametrii necesari bunei noastre funcționări și iată avem cel puțin 3 decenii în care urmare și a acțiunii discrete dar eficiente a acestor autorități, România este o insulă de stabilitate. Este o insulă de stabilitate și urmare probabil a unei atitudini eficiente a structurilor sale cu atribuții în domeniul funcționării securității și ordinii publice. Și 3. Ce trebuie făcut în România? Exact ce am zis, pe un palier mult mai larg, măsuri în domeniul educației pentru reducerea analfabetismului funcțional. Pentru că analfabetismul funcțional ne face vulnerabil la campaniile toxice de dezinformare ale unor agenți externi, încrederea în instituții, încrederea în clasa noastră politică, indiferent de la stânga la dreapta ei, încrederea în instituțiile europene și dezvoltarea simțului nostru critic care să ne facă mai puțin vulnerabili la campaniile de dezinformare ale unor agenți provocatori externi. Nici nu știți cât vă mulțumesc pentru această paralelă, pentru că pare că sărim dintr-un domeniu în altul, dar întotdeauna toate lucrurile se întâlnesc și toate pleacă de la educație. Aș avea o singură întrebare pentru domnul Popescu. Aș vrea să ne uităm puțin pe hartă. Având legătură cumva și cu harta aceasta, pentru că este cuprinsă Moldova, iar dumneavoastră spuneați mai devreme că este foarte posibil vasalitatea aceasta a Moldovei față de Rusia. Credeți că dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla acum, în timp ce Rusia duce un război cu Ucraina sau în momentul în care ar mai câștiga teritorii în Ucraina? E adevărat, în contextul acesta trebuie să luăm în calcul și alegerile care au loc anul acesta în Moldova.
Da, această vasalitate politică se poate produce acum, până la momentul la care trupele ruse ar putea ajunge prin înaintări succesive pe flancul sudic, până la momentul acela mai avem, din fericire, mai avem o respirație de câțiva ani, pentru că Federația Rusă nu are resursele necesare pentru noi înaintări teritoriale decisive, astfel încât să ocupe Odessa și să ajungă cu trupele sale eminamente la frontiera Republicii Moldova. Mai avem încă până atunci, dacă acel moment va veni, însă pentru Federația Rusă este mai ieftin și mai comod să creeze aceste destabilizări acum, să inhibe, de exemplu, realegerea doamnei Maia Sandu la alegerile prezidențiale de pe 20 octombrie, să inhibe participarea la referendum și să creeze ample situații de instabilitate internă. Sunt deja numeroase investiții din Federația Rusă care se pregătesc cu acest scop să creeze destabilizări în Republica Moldova acum, pe durata conflictului din Ucraina, în preajma sau în marja sau cu ocazia alegerilor prezidențiale de la 20 octombrie. Și exact așa putem înțelege acum interesul NATO și al Uniunii Europene pentru a proteja și a trimite semnale de apărare pentru Moldova. Marius, în timp ce vorbim, lucrurile se agravează de la o oră la alta în Ucraina și aș vrea să ne arăți ce se mai întâmplă în zilele acestea. Asistăm practic la un nou front în... Cel mai grav în momentul acesta este aici, între Harkov și frontiera cu Rusia. De ce? Pentru că un oraș care se află la 5-6 km distanță de granița cu Rusia a fost Vovcească, a fost, se pare, ocupat de către ruși. Asta în condițiile în care, totuși, ucrainenii spun că îl dețin în momentul acesta și că nu l-au pierdut. Sunt bătălii acolo care au făcut ca și președintele Volodymyr Zelensky să-și amâne toate vizitele pe care asta le avea pentru finalul acesta de o chestiune care să ne indice gravitatea situației. Da, și cumva ucrainenii se tem ca nu cumva ce se întâmplă acum acolo să nu semene cu ce s-a întâmplat aici, la Bahmut, pentru că știm cu toții care a fost deznodământul luptelor de la Bahmut. E adevărat, pe de altă parte, însă sunt extrem de puține vești când vine vorba de, că tot spunea și domnul Dorin Popescu, de sudul frontului, și anume Herson și Odessa. Odessa știm că a fost bombardată foarte puternic în urmă cu 7-8 zile, dar în același timp toată concentrarea de trupe și de forțe în momentul acesta este pe estul Ucrainei, pe frontul de est. Sunt foarte mulți analiști militari care spun că este cumva o capcană în care ar trebui să cadă în momentul acesta Ucraina prin atacarea acelui oraș de la granița cu... Să comaseze trupe acolo. Exact, pentru a comasa cumva trupe la Vovcească, iar în același timp Rusia să poată să-și trimite extrem de multe trupe în sud. În același timp însă nu trebuie să uităm faptul că stă destul de prost la momentul acesta Rusia când vine vorba de încorporări, de înrolări, de a lua oameni și a-i trimite pe front. După o minimă pregătire, nu durează mai mult de 3 săptămâni în momentul acesta, pregătirea militară a unui tânăr care este luat de pe stradă, trimis la centru de recrutare, după care 3 săptămâni, după cele 3 săptămâni este trimis direct pe front. Asta în contextul în care chiar și Vladimir Putin, despre care spuneai mai devreme că a mers în China, oare de ce în China, după ce China a fost prin Europa câteva zile săptămâna trecută, admite faptul că stă prost când vine vorba de bani alocați în armării și Ministerului Apărării. În 2018 aveau alocat undeva la 13-14% din PIB, acum doar 8%. Știut fiind faptul că Rusia este avidă de a demonstra că în această cursă a înarmării stă foarte bine. Iar dacă ne luăm după datele apărute, multe dintre ele extrem de oficiale, da, când vine vorba de focoase nucleare, stă extrem de bine pe cursa aceasta în armării. Mulțumesc foarte mult, Marius. O să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat după și discutăm despre această tentativă de asasinat, despre Ucraina. Poate ajungem puțin și pe frontul din Fâșia Gaza. Acolo unul dintre miniștrii lui Netanyahu îl contestă și vorbește despre ce ar putea să fie în Gaza mai târziu. Publicitate și revenim. Continuăm așadar. Domnule Dorin Popescu, nu mai avem decât câteva minute. Ce concluzii am putea să tragem, dacă putem să tragem concluzii la doar câteva ore după o asemenea tentativă de asasinat? În primul rând, pentru România, să facem un rezumat al celor vorbite în ora anterioară.
măsuri de precauție suplimentare adoptate de autoritățile cu atribuții în domeniu. 2. Temperarea discursului politic și străduința tuturor părților care acționează în mediul politic, în mediile politice, în mediul public, de a-și focaliza mesajele și acțiunea politică în jurul unor atitudini echilibrate și moderate. Echilibrul și moderația în spațiul public, în spațiul politic în particular, trebuie să reprezinte chintesența, fundamentul vieții noastre democratice. Consolidare a rolului educației, a rolului autentic al educației în sensul creării premiselor necesare pentru stimularea gândirii critice. Gândirea critică este cea care ne apără de campanii de radicalizare, de excese, de ispite ale unor lumi iliberale. Aș crede că și încrederea în instituții, încrederea în valorile europene, încrederea în principiile europene, încrederea în capacitatea noastră de a ne desfășura o viață în care astfel de tentative de asasinat să fie prevenite mai bine, să primească un răspuns categoric din partea autorităților, dar și a societății. Deci aș spune că primatul echilibrului și al toleranței în actul de educație, în spațiile publice, în dezbateri, în mass media, în discursul politic, în acțiunea politică, precum și consolidarea acțiunii și activității instituțiilor cu atribuții în domeniul menținerii și securității și ordinii publice, cred că toate aceste lucruri sunt în momentul de față lecțiile învățate din această oribilă și condamnabilă de bună seamă tentativă de asasinat. Mai avem undeva la un minut și pentru că tot ați vorbit de educație, uitându-ne așa în societatea noastră, lipsa educației și felul cum s-au ridicat parcă în ultimii ani clanurile acestea, bătăuși, tot ce înseamnă violență, forța pumnului, intimidare, vedem din ce în ce mai multe știri parcă în care constatăm această schimbare a proporției. Poate erau și înainte prezenți sau poate sunt cu adevărat acum mai numeroși și începe să se schimbe modul de gândire dumneavoastră. Ce credeți? Pentru că ați vorbit de gândire critică. În felul în care merge educația și societatea românească în prezent, vom alimenta gândirea critică sau ar trebui să ne resemnăm? Nu, sunt degradări constante și continue ale înțelegerii lumii din jurul nostru, ale degradări continue ale actului de educație, nu doar în România. Nu doar în România. De bună seamă, semnele acestei degradări noi le vedem în România și le vedem zilnic. Deci sunt degradări constante ale capacității noastre de a menține lumea într-un echilibru bun și corect. Sunt tendințe de rezolvare a unor situații conflictuale, de rezolvare imediată prin brutalitate, prin mijloace excesive, etc. Și vedem aceste degradări în spațiul public, nu doar în cel politic, nu doar în cel politico-militar, dar și acolo. Deci degradările sunt constante, sunt fundamentale, par a fi irreversibile. Le putem opri, bineînțeles, încă o dată, cu conștientizarea și asumarea responsabilității tuturor. Nu-i putem lăsa pe barbari să calce în picioare tot ceea ce am construit noi ca societate în România, în Europa și în general în lume, timp de zeci și sute de ani. Trebuie să ne apărăm democrația, echilibrul, capacitatea noastră de trai într-o societate normală și să facem asta cu orice preț și să facem asta în primul rând în școli, acolo unde se construiesc germenii atitudine publice a viitorului. De acolo pleacă și gândirea și înțelegerea, exact. Și ceva care prin spirit și prin gesturi și cultură și decizii politice să combată un mediu în care, iată, frații tăi, exact, pe care îi vedem din nou din interviuri, este o societate în care niște personaje ca frații tăi au avut pământ fertil, cum se spune, și este interesant și surprinzător convingerea pe care o afișează sau poate chiar o au în mod real despre dreptatea pozițiilor lor. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și pentru discuție în general și pentru această subliniere a importanței educației. Pauză și revenim la fix.
Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Momentul reducerii dobânzii cheie s-ar putea să nu vină în acest an. Dar dacă inflația pe luna mai va fi scăzută, atunci membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale se vor uita la date și vor decide în consecință, a declarat Muguri Sărescu. Atenție, când am spus în februarie că e vorba de 2 luni de scăderea inflației, am mai folosit un cuvânt, cel puțin, a adăugat guvernatorul. BNR a menținut la 7% dobânda cheie care influențează costul creditelor în lei, inclusiv cele calculate pe baza ROBOR și IRCC. În ultimele zile, indicele ROBOR s-a menținut la 6,05%. Deși dobânzile se mențin la un nivel ridicat, apetitul românilor pentru împrumuturi e tot mai mare. Numai anul trecut s-au luat credite de consum în valoare de 65 de miliarde de lei și credite ipotecare de 105 miliarde de lei. BNR a revizuit în creștere la 4,9% de la 4,7% prognoza de inflație pentru finalul acestui an și anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârșitul lui 2005. Discutăm despre acest subiect imediat după titlurile orei. Premierul Slovaciei Robert Fico va supraviețui, deși starea lui a fost critică după ce a fost atins de 3 gloanțe, a declarat aseară vicepremierul Tomáš Taraba. Fico a fost împușcat de mai multe ori de un bărbat de 71 de ani care și-a motivat fapta politic. Acesta se află în custodia poliției acum și urmează să fie supus unei analize psihiatrice. Pe internet a circulat o înregistrare video cu presupusul atacator care spune că nu este de acord cu politicile guvernului. Tentativa de asasinat a șocat Slovacia și a atras reacții de condamnare la nivel internațional. Președintele Volodymyr Zelensky și-a amânat toate călătoriile în străinătate, în timp ce situația de pe câmpul de luptă din Ucraina a continuat să se deterioreze. Kievul a declarat că luptele au făcut ravagii în orașul Vovchansk, de la frontiera nord-est din regiunea Harkov. Capturarea orașului, aflat la 5 km de graniță, ar fi cea mai importantă victorie a Rusiei și deschide un nou front în invazie. Aproape 8.000 de persoane au fost evacuate din Vovchansk și din zonele de frontieră de când a început atacul rușilor. Președintele Vladimir Putin susține că forțele rusești își îmbunătățesc pozițiile în fiecare zi de-a lungul frontului din Ucraina, în toate direcțiile, și că înaintarea se desfășoară conform planului. La rândul său, Ministerul Apărării a anunțat că forțele sale au preluat controlul asupra încă 2 așezări din regiunea ucraineană Harkov și una din Zaporojie, continuând seria de câștiguri teritoriale treptate care au alarmat Kiev. Guvernul Finlandei a decis ca rezerviștii care au efectuat serviciul militar în cadrul forțelor de frontieră să fie chemați să patruleze la granița țării nordice cu Rusia, dacă situația o cere. Finlanda, care a aderat la alianța militară NATO în aprilie anul trecut, a acuzat Moscova că a folosit migrația ca armă împotriva sa. O afirmație pe care, bineînțeles, Kremlinul o neagă. Finlanda și-a închis granița cu Rusia lungă de 1340 de kilometri la sfârșitul anului trecut, pe fondul unui număr tot mai mare de migranți. Putin a sosit între timp în China, unde efectuează o vizită de stat, prima a noului său mandat prezidențial. Delegația care îl însoțește pe Putin include 20 de guvernatori regionali. China nu a fost aleasă întâmplător pentru prima deplasare externă a președintelui, ci este un răspuns la un gest similar de prietenie făcut anul trecut de liderul chinez Xi Jinping, care îl primește acum pe Putin în propria capitală. Liderii vor purta discuții oficiale în format restrâns și lărgit, precum și discuții informale față în față. Președintele american Joe Biden și rivalul său republican Donald Trump au acceptat să se confrunte în 2 dezbateri, la 27 iunie și 10 septembrie. Așa cum ați spus, oriunde, oricând, în orice moment, în orice loc, a declarat Biden pe rețelele sociale. În replică, Trump l-a numit pe Biden cel mai prost debater cu care s-a confruntat vreodată și, tot pe rețelele sociale, a scris că este pregătit să dezbată cu Biden, pe care l-a mai numit și Joe cel corupt.
Justiția americană dă dreptate fraților Micula împotriva României. O curte federală de apel din Statele Unite a respins cererea statului român de punere în aplicare a două decizii din anul 2022 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Asta înseamnă că statul român trebuie să le mai plătească celor doi antreprenori încă 140 de milioane de dolari, pe lângă cele 215 achitate deja în 2019. Legea care ar fi trebuit să ieftinească polițele de asigurare auto obligatorie poate să ia o altă turnură. Anumite organizații spun că în urma unor amendamente depuse la lege, șoferii păgubiți ar putea fi nevoiți să plătească o parte din daună. Mai mult, există controverse și în ceea ce privește evaluarea pagubelor. Asiguratorii resping acuzațiile și spun că amendamentele nu le aparțin, dar speră totuși ca forma finală a proiectului să echilibreze piața. Castelul Peleș de la Siraia, reședința de vară a regilor României, dar și Castelul Pelișor, cel al principilor moștenitori, ar putea ajunge în patrimoniul UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii, Raluca Turcan, care a înscris cele două castele, alături de două biserici și peștera mobile, pe lista de țară pentru patrimoniul mondial UNESCO. Și discutăm acum despre economie, despre credite, dobânzi, inflație, cu Tudor Smirna, economist și director al Institutului Ludwig von Mises. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Am văzut în ultimele zile și dobânda cheie și inflația, am văzut declarația guvernatorului Băncii Naționale. Cum să traducem vorbele domniei sale? Momentul reducerii dobânzii cheie s-ar putea să nu vină în acest an. Există toate discuțiile dintre București și Uniunea Europeană, oameni, antreprenori, economiști care spun una, politicieni care spun alta. Noi ce să mai înțelegem? În ce direcție merge de fapt economia noastră? Aș spune că, în primul rând, e o problemă pentru un economist care vorbește despre piețe. În momentul în care vine guvernatorul și spune că trebuie să se întâmple ceva sau nu cu dobânda și în sine conceptul de dobândă cheie e problematic. Dobânda ar trebui să fie un fenomen de piață, un fenomen al mediului de afaceri, nu al unei instituții centrale. Deci asta e o primă, o primă problemă pe care aș semnala-o. Apoi spuneați că este încă cerere, apetitul pentru credite destul de mare în condițiile în care rata dobânzii este considerată a fi mare. Dacă cererea e mare, atunci înseamnă că rata dobânzii nu este atât de mare în ultima instanță. Nu este atât de mare că să deranjeze, da. Dacă ne uităm la cât este inflația și cât este rata dobânzii, vorbim de dobândă reală, adică diferența dintre rata dobânzii și rata inflației. Și dobânda reală ar fi undeva pe la 1-2%. Nu este mare. Din punctul meu de vedere, nu este mare. Chiar dacă știu că sunt antreprenori care au luat credite și care consideră că rata dobânzii de 6-7% e greu de suportat, în contextul inflației, E vorba iarăși de erori antreprenoriale, dar la această inflație nu cred că este o dobândă mare. Și în ultima instanță nici nu contează ce crede un economist sau ce crede guvernatorul. Ar trebui ca piața să decidă lucrul ăsta. Din păcate, la felul în care decurg lucrurile și la noi și în alte părți, nu există cu adevărat o piață. Deci nu putem ști cât ar trebui să fie dobânda pe o piață liberă, pentru că modul în care se stabilește și roborul și alți indicatori cheie, inclusiv dobânda aceasta de politică monetară, este unul controlat, este unul stabilit prin intervenția Băncii Centrale. Vorbim despre apetitul pentru credite și am tot văzut că oamenii își pierd masiv din puterea de cumpărare.
Cum să înțelegem aceste afirmații care, pentru un om care nu este economist, par cel puțin teoretic contradictorii? Nu avem bani, scade puterea de cumpărare, iată, oamenii încep din nou să iasă în stradă pentru că salariile lor nu mai acoperă inflația. Pe de altă parte, avem în continuare apetit pentru credite. Exact ce spuneați, nu este încă o dobândă atât de mare încât să inhibe creditele. Care este partea adevărată sau până unde lucrurile merg separat și de unde încep să se întâlnească? Cred că o explicație vine din polarizarea veniturilor. Nu sunt aceiași cei care au apetit pentru credite cu cei cărora le scade puterea de cumpărare. Adică sunt oameni care sărăcesc și alții care o duc mai bine. Și lucrul ăsta este ceva care se întâmplă în context inflaționist îndeosebi. Deci nu este vina economiei libere, să spunem, sau vina pieței. Deci nu e vorba de sistemul ăsta pe care încercăm să-l avem încă de după ce am ieșit din comunism. Polarizarea veniturilor nu este ceva care să fie caracteristic unei economii libere, ci mai degrabă formarea unei clase de mijloc puternice, deci o relativă egalizare cu mici părți din populație care să aibă venituri foarte mici sau venituri foarte mari. Acest tip de polarizare este specific mai degrabă unor economii controlate, unor economii dirijate și în context inflaționist în mod particular. Adică ceea ce se întâmplă atunci când ai inflație, există o redistribuție inflaționistă, îi spune, un fenomen care a fost observat de economiști încă de acum 2-3 secole. Deci nu este ceva atât de straniu, e explicat, este perfect explicabil. Cei care intră primii în posesia banilor care au fost tipăriți sau injectați în economie beneficiază de prețurile vechi și în felul ăsta își pot apropria resurse, bunuri din economie la prețuri care pentru ei sunt relativ mici, pentru că ei au această putere de cumpărare nou creată în control, în posesie. Pe când cei care intră ultimii în posesia banilor sunt cei care văd prețurile crescând și veniturile lor stagnând. Deci de asta putem înțelege de ce oamenii sunt nemulțumiți de salarii, de venituri. Aici discuția cu salariul minim este una separată. Am văzut că sunt și obiecții legate de fiscalitatea pe salarii și astea mi se par legitime. Și încă o dată, revolta oamenilor legată de venituri, nimeni nu e mulțumit cu ce venituri are, dar în context de creștere constantă a prețurilor și venituri care nu cresc cu aceeași viteză, e normal ca oamenii să fie frustrați, pentru că văd că în loc să aibă parte de un progres în viață, să aibă o prosperitate mai mare, poate că nu cu mult mai mare, dar să vadă un progres constant acolo, văd de fapt o involuție. Văd că își permit de la lună la lună din ce în ce mai puține lucruri pentru ei și pentru familia lor. Și atunci e firesc să fie nemulțumiți. Dar după cum ziceam, să revin la această discuție despre polarizare. Atunci când ai mare parte din cei care activează în economie, care sunt victime ale inflației, ale creșterii prețurilor, și pe de altă parte o parte, anumite segmente, cei care intră primii în posesia banilor, care au acces ușor la credite și așa mai departe, care sunt privilegiați de această inflație, ai această polarizare și e normal să vedem rezultate aparent paradoxale. Ascultând acum, mă gândeam de la polarizare, mă gândeam la media pe care o vedem în statistici. Media arată bine. Poate este o întrebare așa de om idealist sau poate o putem aduce mai aproape de realitate. Și apropo de această paralelă, am putea vedea că media din hârtii să devină realitatea unei clase de mijloc, cum spuneați, care să aibă în realitate aceste venituri, să nu fie de fapt pe hârtie o medie foarte bună și în realitate venituri polarizate, unde marea majoritate a populației să trăiască la nivel de sărăcie și chiar subzistență, cum din păcate tot mai mulți economiști confirmă în ultimii ani pentru România. Ce să vă spun? Există situația asta. Cred că
cu reformele potrivite și cu moderație, cu un pic de bun simț la nivel de politici economice, lucrurile se pot ameliora. Nu văd situația atât de prăpăstios și când mă gândesc, când spun asta, mă gândesc la felul în care trăim acum versus felul în care am trăit acum, nu știu, 10-20 de ani. Situația românilor s-a îmbunătățit. Măcar și pentru faptul că există posibilitatea oricând de a căuta un trai mai decent emigrând. Chiar dacă e trist că spunem asta și știu că am mai discutat subiectul ăsta, emigrația oferă posibilitatea celor care pleacă să aibă un venit mai mare și de asemenea să-și ajute familia. Dar ziceam, lucrurile nu sunt, n-aș vrea să fim foarte prăpăstioși, pentru că trebuie să ne gândim totuși că sunt alte locuri pe lumea asta unde oamenii chiar trăiesc la nivel de subzistență, adică cu un venit de sărăcie de undeva la 2 dolari pe zi, 2 dolari și un pic pe zi. Noi nu suntem în situația asta, nu avem genul ăsta de sărăcie. Chiar dacă, bineînțeles, există într-adevăr printre noi oameni care sunt poate în stadiul ăsta, dar proporția este relativ mică față de alte locuri din lume. Există o vorbă pe care o aduc mereu în discuție nostalgicii vremurilor de dinainte de Revoluție și spun: atunci nu aveam ce să cumpărăm, aveam bani, dar nu aveam ce să cumpărăm, acum avem ce să cumpărăm, dar nu avem bani. Ca să nu rămânem în nota asta nostalgică și să o aducem în prezent, aș traduce-o așa: trăim mai bine decât acum 10, 15, 20 de ani, dar continuăm să ne comparăm cu economiile europene pe care le admirăm, le luăm drept model, ne raportăm la ele și constatăm că suntem de fiecare dată mai jos sau mult mai jos. Ce putem face ca să echilibrăm situația asta, să fim și realiști, să putem să ne și bucurăm de ceea ce am realizat și ce am crescut până acum și să nu vedem doar diferența asta care rămâne constantă? Se poate face ceva, nu știu, poate din punct de vedere strategic, ca ajungem cumva la discuția despre cât ar trebui să fie implicat statul în economie și cât ar trebui să fie o economie liberă. Cam pe unde se situează echilibrul ăsta? Cum să le explicăm nostalgicilor că parcă totuși e mai bine acum, dar cum să îi înțelegem și pe cei care spun da, e mai bine acum, dar sunt mai singur, muncesc mai mult, poate am mai puține contacte umane și mai puține venituri în materie de putere de cumpărare, că acum pe hârtie din nou, clar, sumele au crescut, dar puterea de cumpărare este o durere pentru majoritatea românilor în continuare. Cum facem acest echilibru? Nu cred că e nimeni care să poată spune că puterea de cumpărare i-a scăzut față de... e de la caz la caz, după da, cum ziceam. Da, bineînțeles. Și inflația e personală cazurile, până la urmă. Sunt rarisime cazurile în care să putem spune că oamenii au o situație mult mai grea decât înainte. Mai degrabă aș spune că e invers. Deci dacă ne uităm la care sunt veniturile reale și situația reală, nivelul de trai, cred că el a crescut încet, încet. Sigur, față de alte națiuni sau alte economii, sigur, există comparația asta. Știm că suntem tot timpul alături de Bulgaria, undeva la coada Europei pe diverse statistici. Și soluțiile sunt simple, numai că nu sunt aplicate tot din cauza, cred, a felului în care văd românii politicile economice și cum ar trebui să arate în general societatea. Pentru că felul în care acționează politicienii este corelat, chiar dacă nu atât de strâns, dar măcar vag, corelat cu valorile celor care votează. Și cei care votează se pare că vor un stat de tip tătuc, un stat asistențial, să crească taxele, să fie statul prezent în diferite moduri. Și toate aceste moduri în care se implică statul în economie, din păcate, duc la o stagnare și o creștere relativ mai înceată a prosperității. Soluția dintotdeauna pentru creșterea accelerată a prosperității este
liberalizare, reforme care să ducă la o scădere, o limitare a statului și o diminuare a prezenței sale în economie și la taxe mici, libertate de acțiune, lipsă de tot felul de licențieri, reglementări, frâne în dezvoltare. Ajungem din nou inevitabil la această discuție cât să intervine statul și cât nu și vreau să mai rămânem un pic, chiar dacă am atins deja ideea asta. Am văzut zilele trecute niște voxuri, niște interviuri cu oameni de la țară care aveau abordarea asta. Păi, de la Uniunea Europeană, pentru că a fost ziua Victoriei, ce ne iese nouă? Păi, ce să ne dea? Ce ne-a dat nouă? Sau eu n-am fost niciodată în UE, ce mă interesează pe mine că circulăm liber? Acest gen de mentalitate, de viziune. Cât cum poate face statul? Ce este datoria statului? Pe de o parte, pentru a asigura bunul mers al economiei libere, pe de altă parte, pentru a nu împiedica. De unde până unde? Dacă vedem câtă populație gândește în felul acesta și câtă populație are o oarecare educație economico-financiară, care ar trebui să fie rolul corect al statului? Sunt multe răspunsuri care pot fi date aici. De la cel libertarian care spune că statul este o instituție caducă și că o societate fără stat ar funcționa mult mai bine. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat acum 300 de ani, pe la 1700, dacă ar fi venit un vizionar, un gânditor, un filozof politic. Încă era devreme pentru cei care făceau economie, să-și spună economiști, știința economică e relativ tânără. Dar hai să ne închipuim, dacă acum 1700 de ani ar fi venit cineva care ar fi spus că în condiții de libertate lumea, societatea s-ar dezvolta atât de mult încât chiar și cei mai sărmani oameni ar duce mai bine decât regii și reginele acelei epoci sau decât prinții, prințișorii și aristocrația cea mai înaltă a acelei perioade. Gândiți-vă că acum 1700 de ani, chiar dacă erai rege în Franța sau în Anglia, dacă te durea măseaua, dacă trebuia să ai un corp destul de rezistent, practic. Trebuia să ai un corp destul de rezistent ca să supraviețuiești cu toată coroana de pe cap. Deci tot ce înseamnă de la transport până la comunicare, până la, nu știu, erai oricât de rece aveai, erai, nu aveai ce are un om simplu azi în casă, respectiv un frigider, încălzire centrală și așa mai departe. Da, bun. Ca să nu mai vorbim de restul populației. Da? Deci sunt autori și gânditori care spun că dacă am continuat să liberalizăm și dacă am liberalizat cât mai mult, deci dacă statul s-ar diminua foarte mult, atunci ritmul de creștere al prosperității ar fi unul care astăzi ne-ar fi la fel de, de greu de imaginat cum ar fi fost acum 300 de ani pentru cei de atunci să-și imagineze nivelul de prosperitate pe care îl are lumea dezvoltată, să zicem azi. În condițiile în care suntem o țară în dezvoltare, deci nu suntem o țară dezvoltată încă. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă întrebați oamenii, să zicem omul de rând, de pe stradă sau dacă mergeți în mediul rural, e clar că o aliniere a politicianului cu acea mentalitate este perdantă în ultima instanță sau ne condamnă la stagnare cel puțin. Pe de altă parte, vă pot da exemple de țări care nu au urmat, a căror guvernare, să spunem, a avut o idee liberală pe care a urmărit-o indiferent de ce vrea populația. Și exemplul pe care îmi place să-l dau adesea aici este felul care a evoluat Hong Kongul după cel de-al doilea război mondial. Acolo nu a fost o democrație, dar a fost o guvernare. Hong Kongul era dominion englez, dar guvernarea era mai liberală chiar și decât cei care guvernau statul britanic. Și rezultatul a fost că creșterea prosperității populației acolo a fost atât de mare încât într-o generație sau două au ajuns chiar să fie la nivel cu cei din Marea Britanie sau chiar să o depășească. Așadar,
O guvernare liberală, indiferent de ce vrea populația, ar însemna un plus extraordinar. Dar, bineînțeles, în regim democratic este greu să faci așa ceva. E greu să scazi taxele, de exemplu, când oamenii nu vor să înțeleagă că lucrul ăla îi ajută. Când ei cred că trebuie să existe fiscalitate mare ca nu cumva să se îmbogățească hoții de antreprenori. Cred că aici categoria oamenilor care cred asta este mai degrabă a celor care fac parte din politicienii cu putere de decizie, care consideră că doar așa se poate aduce prosperitate. Nu cred că oamenii de rând ar fi neapărat de acord, mai ales discuția ultimelor zile cu Blocul Național Sindical, când plătim 43% impozite, taxe și impozite. Da, din fericire, da, din fericire, în momentul în care și sindicatele ajung să realizeze faptul că taxele sunt prea mari, e un moment remarcabil, aș putea spune. Cred că e rarisim, sunt rarisime protestele în care oamenii ies în stradă să-și manifeste nemulțumirea față de taxele mari, să vrea taxe mai mici. De cele mai multe ori vedem proteste pentru cu totul altfel de acțiune ale statului, adică care cer cu totul altfel de acțiune ale statului. Aș vrea să explicăm puțin ce spuneți acum. Acela taximetriștilor, de exemplu, care vor mai multă reglementare, îmi cer scuze, da? Deci când oamenii vor scăderea taxelor, asta e bine. Păi, este puțin contraintuitiv și de asta vreau să insistăm puțin pe ideea asta. Când aud, este de mirare că oamenii protestează împotriva taxelor mari, e ciudat. Ai crede că oamenii vor protesta întotdeauna împotriva taxelor mari și vor cere taxe mici. Ceea ce spuneți pare invers decât ar gândi toată lumea. Vreau să ne explicați puțin ce înseamnă că este bine, că sindicatele au ajuns la concluzia că trebuie taxe mai mici. Fiindcă întotdeauna sindicatul este asociat cu cineva care protestează și care cere întotdeauna taxe mai mici și bani mai mulți la cei care muncesc. Taxe mai mari. Taxe mai mari și bani mai mulți, da. Mai multă redistribuție. Da, adesea sindicatele cer mai multă redistribuție. Probabil că au înțeles un lucru relativ simplu, care ar trebui să fie simplu de înțeles și pentru oricine, nu doar pentru liderii sindicatelor, anume faptul că atunci când taxarea pe salarii, în particular, dar pe venituri, pe toate veniturile, este mai mică, rămâne mai puțină putere de cumpărare, rămân mai mulți bani la cei care produc acele venituri. Și lucrul ăsta se întâmplă și când vorbim de taxarea salariilor și când vorbim de taxarea profiturilor, pentru că în ultima instanță acele profituri se distribuie, sunt dividendele care ajung la investitori și care banii în felul ăsta creează capital în mediul de afaceri. Ei, aici cred că trebuie să facem delimitarea ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Sindicatele când cer taxe mai mari, cer taxe mai mari de la antreprenori și cer mai puține taxe și impozite pe salarii pentru cei care muncesc. Aici cred că trebuie să facem precizarea ca oamenii să nu creadă că au înțeles lucrurile pe dos și că este logică dacă ieși în stradă, cer taxe mai mici și bani mai mulți în buzunar. Inversiunea se produce când sindicatele cer taxe mai mari, dar nu pentru angajați, ci pentru antreprenori. Da. Taxarea e bine să fie scăzută pe orice venituri, nu doar pe veniturile salariale, dar pentru că, încă o dată, argumentul este că banii care ajung la stat sunt prost redistribuiți adesea. Când spun adesea, e, nu știu, 99% din cazuri. Statul este un prost administrator. Statul creează diverse forme de turbulențe în economie care au efecte nocive mai târziu. Și de asta e bine să fie această redistribuție cât mai mică. Încă o dată, banii care nu ajung la stat nu se pierd. Ei rămân în economie și sunt folosiți pe canalele private pentru crearea de prosperitate de către antreprenori, de către mediul de afaceri, de către structura de producție de pe piața liberă a economiei. Și nu respectiv prin dirijare de către politicieni a fondurilor care sunt astfel extrase prin taxare. Deci de asta e bine să avem taxe cât mai mici.
Da, aici urmăream firul logic și mă gândeam la toți oamenii care ies în stradă, care nu trebuie să aibă neapărat cunoștințe economice ca să-și dea seama când banii nu le ajung pentru cele necesare. Mai avem un singur minut și în contextul acesta zbuciumat în care pare că odată cu vara vin și noi valuri de proteste, niște sfaturi pentru cei care sunt încă afectați de inflație și de toate aceste mișcări din ultimii ani pe plan economic care îi afectează direct în nivelul de trai. Un minut de recomandări pentru cei care ne urmăresc să gestioneze mai bine banii. În context, bine, inflația nu este fabulos de mare, nu este cât a fost anii trecuți, s-a mai potolit un pic, dar în context inflaționist și mai ales când inflația este mare, recomandarea este să nu stai cu banii la saltea în niciun caz, nici măcar în cont. Dacă îi ții într-o monedă care se depreciază mai tare, deci să încerci să găsești monede care au depreciere mai mică și să schimbi, să faci schimb valutar și ideal este să ori să investești banii pe bursă sau pentru că bursa de obicei te ferește de erodarea inflației, aduce dividende, aduce randamente, deci crește și cotația și cotația acțiunilor în care investești, crește și crezi veniturile prin dividendele pe care le oferă firmele la care investești și în felul ăsta te ferește de inflație, investiția pe bursă sau, în ultima instanță, achiziția de bunuri de consum de care știi că ai nevoie, bunuri pe termen lung, care cu cât cheltuiești banii mai repede pe bunuri care să fie utile, într-adevăr, te ferești de erodarea specifică inflației. Dar știu că e un sfat ușor de dat, dar greu de digerat, mai ales de oameni care n-au, să zicem, exercițiul investiției în general în titluri de valoare și e greu să spui oamenilor cumpărați lucruri valoroase atunci când dau bani foarte puțin. E dificil de dat sfatul ăsta, dar sărac, în general cam asta ar fi. Celebrul sfat, da. Scuze. Da. Era celebrul sfat tradus așa în vorbe populare, dacă ești sărac să cumperi lucruri scumpe ca să te țină multă vreme. Mulțumesc foarte mult, Tudor Smirna. O să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem. Când spunem mâncăruri românești, gândul ne poartă spre mese îmbelșugate cu miros divin de acasă. Din ospăți nu au cum să lipsească niciodată cârnații sau slănina agățată în cui și afumată zdravă în sub lemn de fag. În Covasna, ținutul secuiesc, l-am găsit pe regele Ciolanului, da, ați auzit bine. E porecla pe care a primit-o și a adus notorietate lui Mihali Covaci, măcelar de peste 40 de ani. Preparatele sale sunt atât de cunoscute încât a ajuns să hrănească mii de guri, iar rețetele sunt doar de el știute. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, să rămână! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bună dimineața! Noi am început aici treaba. Ce bine miroase aici! Am făcut curieș pe dumneavoastră, nu? Sigur că da, haideți să vedem! Mihali Covaci este măcelar de 40 de ani. În măcelăria lui e bine să nu intri nemâncat. În camera aceasta mi se pare că este ceva specific, miroase românește. Aici este un miros de rumeguș de fag și natural este ce e făcut aici. Această afacere am început în anul 1976 în Brașov și după aia am venit în Sfântul Gheorghe și aici am dezvoltat. Omul a învățat pe parcurs rețeta succesului și spune că e nevoie de câteva ingrediente. Să anticipezi gustul clientului, să nu copiezi succesul altuia și să ieși cu ceva nou pe piață în fiecare an. De exemplu, salamul cu nucă, despre care se laudă că nu-l mai produce nimeni în România. Asta este un produs nou, până acum n-am făcut un salam de mangalița care este făcută cu miez de nucă. Așteaptă acum rândul să ajungă la fum, dar mai trebuie să stea o zi ce puțin aici la ventilație. Și după aia punem la fum, rece, două nopți. Și afumătoarea este plină ochi. Aici este o șuncă de mangalița care
tot așa este făcută cu saramură uscată, cu sărare uscată și după aia punem într-o membrană și punem în plasa asta ca să nu se lipiască plasa în carne, e pus în membrană. Dar de ce îi se spune regele Ciolanului, pseudonimul are o poveste inedită. Anul 2004 am mers cu organizatorii de la Brașov de la Oktoberfest în Germania. Să vizităm în Germania Oktoberfestul, cum este, să vedem ca să învățăm ceva de la ei. Și când am mers încolo, noi am adus niște ciolan acolo și am prăjit la grill și când a gustat nemții, odată zice unul dintre ei, zice, ăsta e un ciolan ce a mâncat regele în timpuri. Și a rămas în ureche și cu aia toată lumea zice, auzi mă, e ciolan de la rege și a rămas regele ciolanului. Pentru că se apropie sărbătorile, mezelurile specifice sunt gata de a fi savurate. Haideți să vă arăt cum arată, de exemplu, pieptul ăsta de porc. Uitați-vă! Aici avem un cârnaț special făcut de mine. Numele cârnațului este cârnaț regal. Mihali a transmis pasiunea mai departe celor doi fii ai săi, pe care i-a învățat cum să prepare carnea de mangaliță. Eu sunt de profesie tehnician veterinar. Asta am moștenit de la părinți, producția cărnii și prelucrarea cărnii. Și acum am decis, acum 3 ani de zile, să merg mai departe ceea ce am moștenit de la părinți. Familia crește animale, le sacrifică, prepară carne și apoi o vinde. Sunt super, sunt naturale. Da. Și astea merită cumpărate și plătite cu un preț bun. Oamenii spun că preferă produsele naturale. Părerea mea este să plătesc un produs românesc mai scump decât unul din supermarket. Cunosc producătorul, știu ce produse comercializează și mai cunosc faptul că are gospodărie proprie. Mi s-a pus întrebarea de ce sunt așa de negre, de ce sunt așa de afumate, că unii preferă pur și simplu mai colorate. Deci e diferență, la noi se afumă la focul de lemne, de fag, iar cele din magazine sunt normal cu aditivii și normal că îi dă o culoare mai roșcată. Vânzarea, la fel ca și producția, continuă, pentru că pofta de carne și mezeluri tradiționale crește, mai ales de sărbători. Un măr pe zi ține doctorul la distanță, spune un proverb englezesc, iar în spatele zicalei sunt studii dovedite că acest fruct are într-adevăr beneficii pentru sănătate. Sună bine, însă câte dintre merele pe care le găsim la raft sunt cu adevărat naturale, astfel încât să ne facă bine și nu rău? Astăzi vă prezentăm povestea mărului românesc crescut cu soare și apă pe pământ prahovean. Povestea unui antreprenor român care a investit 10 milioane de euro într-un vis, susține România Mănâncă Românești. Să vedem! Sunt crescut la țară, sunt crescut la curte. E o liniște care o încerci venind la livadă, iar când vezi ce ai realizat în spate... Așa se prezintă Călin, un bănățean care produce mere la 15 km de Ploiești. Născut în Sân Nicolau Mare, a știut de mic că vrea să lucreze în aer liber. Avea de ales între câmpurile patriei și șantiere. Și a ales Facultatea de Construcții de la Timișoara. A avut pricepere și fler și a pus pe picioare o afacere solidă în domeniu. Dar într-o zi a vrut mai mult. Așa că a cumpărat teren și în 2016 a început să planteze meri. 600.000 de euro, adică 50% din investiția inițială, au fost fonduri europene. Noi am plecat în anii 90 cu un handicap, o lipsă de cunoaștere. Cred că și românii, în general, doresc să cumpere produse românești. Cred că ar trebui mai mult promovate. A știut din start că nu suntem o piață premium, așa că și-a propus să producă mărul gustos, sănătos și frumos. Are 12 angajați, dintre care 2 ingineri agronomi care au crescut alături de el. Adrian e unul dintre ei și e cel care ne introduce în magia livezii. Se mândrește că știe toate secretele celor 7 soiuri de mere. Pe cele 53 de hectare sunt plantați peste 200.000 de pomi colorați. 90 de tone se culeg zilnic și se încarcă în remorci. Culesul este o artă. Dacă le trântim, se degradează.
degradându se nu mai stă, poate prostii să strică mărul. Așa dacă le punem ușor, exact cum un roc, un ou. Nu-ți permiți greșeli când știi că într-o singură lună de vară pompezi cam 1500 de metri cub de apă prin picurare 24 de ore din 24. Aș gusta și eu un măr din acesta golden. Și cum? Să înțeleg că ridic așa, nu? Și puțin așa, nu-i problemă. Am rupt un mugur. Un mugur și aici nu mai face, nu? Da, anul viitor nu o să avem. Am greșit. E ce trebuie. Ca în orice ramură a agriculturii, recolta stă în mâna lui Dumnezeu. Înghețul timpuriu de anul trecut a distrus cam 10% din producție și a afectat mult calitativ fructele. Și totuși, toamna 2023 se anunță cea mai bună de până acum. Nu suntem la nivelul pe care maxim de dorințe. Dar suntem la cel de așteptări. Suntem la cel 80%. Tot ce recoltează ajunge în două mari lanțuri de magazine de la noi, acolo unde mărul românesc se bate cu cel polonez, de o calitate mai slabă, dar mai ieftin. Chiar și așa, se livrează cam 100 de tone lunar, iar în lunile de primăvară, chiar și 100 pe săptămână. Comenzile vin treptat, așa că a fost nevoie de un spațiu propice pentru depozitare pe termen lung. Adică acest depozit uriaș, care a costat 5 milioane de euro și unde zilnic în această perioadă ajung 4 camioane cu câte 20 de tone de mere fiecare. Aici este linia de sortare, care practic este prevăzută cu scanner, care poate să vadă și să dea deoparte toate merele cu defect, deformate, cu culori diferite. După sortare și cântărire, mașinăria spală, usucă și lustruiește merele cu o bucată de piele de vițel, nu cu ceară. Ce nu e în standard, e dat deoparte. Restul intră în 14 celule, aproape perfecte tanșe, cu atmosferă dinamică controlată. Vă deschid o celulă, să vedeți, pregătită pentru depozitare pe termen lung. Practic, astea sunt primele mere golden. În interior, temperatura este scăzută, iar aerul circulă prin dispozitive care rețin oxigenul și dioxidul de carbon și recirculă azotul. Nici o substanță de adaos nu atinge fructul. Deocamdată afacerea se susține, dar succesul e încă departe. Departe îi este și familia lui Călin. Părinții, fratele și fiica au plecat în Statele Unite ale Americii și acolo au viețile lor. Țara asta suferă de oamenii care au plecat din țară, foarte puțin dintre ei se mai întorc. Cine a reușit să-și facă un rost în partea cealaltă, nu se mai întoarce. Poate că acesta îi este singurul regret, sau poate că nu. Cert este că țara asta are nevoie de oameni cum e Călin, care să ne dea încredere că se poate și prin muncă și care să lupte zi de zi pentru ca noi să putem mânca și produse românești. E greu să vă spun că am un vis în continuare. Acesta e visul. E realitatea, e visul care l-am. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 11, sunteți la Prima News. Atunci când primești un diagnostic crunt, cancer pulmonar, de exemplu, nu știi încotro să o apuci. De cele mai multe ori, medicii nu au timp să le explice pacienților pe îndelete ce presupune boala, ce au de făcut mai departe. Aici intervine navigatorul medical, o persoană care lucrează în spital și care preia bolnavii și îi ajută cu tot ce au nevoie. Într-o primă fază, navigatorul medical le explică pacienților ce presupune boala lor, cine sunt medicii specializați în tratarea lui, care sunt analizele care trebuie făcute. Pacientul este așadar ajutat să-și facă programări la medicul oncolog, îi se caută analize imagistice gratuite, deoarece diagnosticarea rapidă a bolii presupune accesul mai rapid la tratament și multe, multe alte lucruri la care nu te gândești deloc când ești bolnav și care ar trebui să fie un serviciu oferit. Din păcate, în România nu prea ai un asemenea ajutor decât dacă ai norocul să cunoști pe cineva care a mai trecut prin ce ai trecut tu și știe să te îndrume. Discutăm exact despre acest subiect imediat după titlurile orei. Premierul Slovaciei, Robert Fico, va supraviețui, deși starea sa critică a fost foarte gravă ieri, după ce a fost atins de 3 gloanțe, a declarat aseară vicepremierul Tomáš Taraba. Fico a fost împușcat de mai multe ori de un bărbat de 71 de ani, care și-a motivat fapta politic.
Acesta se află acum în custodia poliției și urmează să fie supus unei analize psihiatrice. Pe internet a circulat o înregistrare video cu presupusul atacator, care spune că nu este de acord cu politicile guvernului. Tentativa de asasinat a șocat Slovacia și a atras reacții de condamnare la nivel internațional. Președintele Volodymyr Zelensky și-a amânat toate călătoriile în străinătate, în timp ce situația de pe câmpul de luptă din Ucraina a continuat să se deterioreze. Kievul a declarat că luptele au făcut ravagii în orașul Vovchansk, de la frontiera de nord-est din regiunea Kharkov. Capturarea orașului aflat la 5 km de graniță ar fi cea mai importantă victorie a Rusiei și deschide un nou front în invazie. Aproape 8.000 de persoane au fost evacuate din Vovchansk și din zonele de frontieră de când a început atacul rușilor. Președintele Vladimir Putin susține că forțele rusești își îmbunătățesc pozițiile în fiecare zi de-a lungul frontului din Ucraina, în toate direcțiile, și că înaintarea se desfășoară conform planului. La rândul său, Ministerul Apărării a anunțat că forțele au preluat controlul asupra încă două așezări din regiunea ucraineană Kharkov și una din regiunea Zaporojie, continuând astfel seria de câștiguri teritoriale treptate care au alarmat Kiev. Guvernul Finlandei a decis ca rezerviștii care au efectuat serviciul militar în cadrul forțelor de frontieră să fie chemați să patruleze la granița țării nordice cu Rusia dacă situația o va cere. Finlanda, care a aderat la alianța militară NATO în aprilie anul trecut, a acuzat Moscova că a folosit migrația ca armă împotriva sa, o afirmație pe care, bineînțeles, Kremlinul o neagă. Finlanda și-a închis granița cu Rusia lungă de 1340 de kilometri la sfârșitul anului trecut, pe fondul unui număr tot mai mare de migranți. Putin a sosit între timp în China, unde efectuează o vizită de stat, prima a noului său mandat prezidențial. Delegația care îl însoțește pe Putin include 20 de guvernatori regionali. China nu a fost aleasă întâmplător pentru prima deplasare externă a președintelui, ci este un răspuns la un gest similar de prietenie făcut anul trecut de liderul chinez Xi Jinping, care astăzi îl primește în propria capitală, pe Putin. Liderii vor purta discuții oficiale în format restrâns și lărgit, precum și discuții informale față în față. Președintele american Joe Biden și rivalul său republican Donald Trump au acceptat să se confrunte în două dezbateri, la 27 iunie și 10 septembrie. Așa cum ați spus, oriunde, oricând, în orice moment, în orice loc, a declarat Biden pe rețelele sociale. În replică, Trump l-a numit pe Biden cel mai prost debater cu care s-a confruntat vreodată și, tot pe rețelele sociale, a scris că este pregătit să dezbată cu Biden, pe care l-a mai numit și Joe cel corupt. Justiția americană dă dreptate fraților Nicula împotriva României. O curte federală de apel din Statele Unite a respins cererea statului român de punere în aplicare a două decizii din 2022 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Asta înseamnă că statul român trebuie să le mai plătească celor doi antreprenori încă 140 de milioane de dolari, pe lângă cele 215 milioane achitate deja în 2019. Legea care ar fi trebuit să ieftinească polițele de asigurare auto obligatorie poate să ia o altă turnură. Anumite organizații spun că în urma unor amendamente depuse la lege, șoferii păgubiți ar putea fi nevoiți chiar să plătească o parte din daună. Mai mult, există controverse și în ceea ce privește evaluarea pagubelor. Asigurătorii resping acuzațiile și spun că amendamentele nu le aparțin, dar speră totuși ca forma finală a proiectului să echilibreze piața. Castelul Peleș de la Sinaia, reședința de vară a regilor României, dar și Castelul Pelișor, cel al principilor moștenitori, ar putea ajunge în patrimoniul UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii, Raluca Turcan, care a înscris cele două castele alături de două biserici și peștera mobilă pe lista de țară pentru patrimoniul mondial UNESCO.
Și discutăm la această oră, așa cum spuneam, despre sănătatea noastră și mai precis despre conceptul de navigator. Este o noțiune importantă, auzim în ultimii ani ceva discuții despre acest subiect, doar că în spital încă pacienții bolnavi nu au parte de asemenea servicii, doar norocul îi ajută dacă au cumva cunoștințe care au avut afecțiuni similare să îi ghideze, mai ales când sunt lucruri complicate sau diagnostice multiple, și trebuie să te plimbi din spital în spital sau din oraș în oraș. Invitații acestei ore sunt Didina Barbălată, studentă la medicină, și Ștefan Răduț, este președintele Asociației Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Bună dimineața, bună ziua amândurora! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, Didina, în studio! Aș vrea să încep cu tine, Ștefan, totuși. Ai tu experiența proprie a unei boli și încă una foarte grea, care a durat în cazul tău mult. Mi-ai mai povestit cu altă ocazie, dar o să te rog să o faci din nou ca să înțeleagă cei care se uită la noi. Pe de o parte, dacă sunt sănătoși, prin ce trece cineva care pierde acest noroc, să spunem, și pe de altă parte, celor care au aceste dificultăți să simtă că cineva îi înțelege, cineva a trecut pe acolo și că pot încerca să găsească oameni care îi pot ajuta prin experiență concretă. Așadar, o să te rog din nou să ne mai spui despre boala ta, cum a fost diagnosticul, cât a durat să te orientezi, să înțelegi ce ai și să ajungi în final înapoi la sănătate. În principiu, orice diagnostic primit, care e un pic mai grav, e ca un pumn în cap pe care îl primește orice om. Dacă vorbim de tuberculoză, e un diagnostic de care mulți dintre noi nu știm că mai există, adică nu știm că mai există boala în societate. Avem impresia că e așa eradicată de foarte multă vreme. E bine, nu, mai ales în România sunt foarte mulți pacienți care se bolnăvesc de tuberculoză. E vorba de un diagnostic care e o boală tratabilă și vindecabilă, se tratează în 6 luni sau până la 2 ani în funcție de forma de tuberculoză. Dacă vorbim de forma de tuberculoză pe care am avut-o eu acum 12 ani, era vorba de o formă de tuberculoză rezistentă și atunci tratamentul a durat 2 ani. Cu o medicație extrem de complexă și cu niște efecte adverse extrem de greu de suportat, similare cu efectele adverse de la chimioterapie. Pe lângă asta, am rămas și cu o deficiență de auz din cauza tratamentului. Da, de altfel n-aveam variante, adică dacă aveam două variante, ori să rămân puțin surd, mă rog, cam 30% mi-am pierdut din auz și să trăiesc, ori să mor cu un auz foarte bun. Revenind la navigator, de fiecare dată când mergem într-un spital, observăm că ne ia cel puțin 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră, să ne orientăm, să știm la ce ușă trebuie să stăm. Mai mult confirm eu din experiența 2-3 ani încoace, mai mult încă. Deci a intrat pe partea spitalului și nu știu încotro să o iei. Pot fi săgețele care să te conducă către secție, dar de cele mai multe ori nu ajungi unde trebuie, te întorci, mai stai să mai întrebi 5 oameni, oamenii în spital sunt grăbiți, nici atât pacienții cât și cadrele medicale, nu au timp să stea, să te îndrume, uneori te îndrumă greșit, uneori nu înțelegi unde te-au îndrumat și așa mai departe. Pe lângă asta, în momentul în care primești un diagnostic cronic sau un diagnostic grav, ești foarte speriat și normal să fie așa, până la urmă suntem oameni, nu știm toate, dacă eram toți medici, poate era mai simplu, dar nu suntem toți medici și nu știm cu ce ne confruntăm. Și atunci avem nevoie, pe lângă îngrijirile medicale, tratamente și diagnostic, avem nevoie să știm cum putem face față acestei situații în care ne aflăm. Și avem nevoie de oameni care ori au mai trecut pe acolo și știu exact cum să ne îndrume și știu exact unde să ne spun, la ce ușă să stăm, ce să facem în viața de zi cu zi ca să ne fie mai ușor să trecem peste povestea asta de viață, sau oameni care, chiar dacă n-au trecut pe acolo, cunosc foarte bine sistemul, cunosc foarte bine spitalul unde am fost, cunosc foarte bine ce avem de făcut ca să ne putem face diagnosticul mai ușor și perioada de tratament sau restul vieții, dacă vorbim de un diagnostic cronic. Didina este alături de noi și este studentă, ea este la începutul vieții ei medicale. Este o persoană din generația de la care avem speranțe și așteptări și evident punem și presiune pe ei. Așa că aș vrea să te întreb din ce ai auzit până acum și ne întoarcem pe urmă la Ștefan, pentru că povestea lui este una destul de complicată, care în final s-a terminat cu bine.
Vreau să te întreb cum este pentru tine ca student, tânăr, suflet care vrea să facă bine probabil. De ce te-ai ales să te duci la medicină, apropo? Întotdeauna m-am văzut făcând asta, nu a existat altă opțiune și sunt aici pentru că vreau să fac bine, pentru că vreau să aduc o schimbare în hibele care există momentan în sistemul medical, însă avem o speranță, noua generație chiar dorește să facă mai noua mult. Generație fiind și tu. Exact, da. Cum vezi tu lucrurile sau cum ai luat contact prima dată în viața ta cu spitalul? Erai mică, ai avut pe cineva în familie, o experiență personală de dus la spital internat sau acum, odată cu studenția, ai ajuns în spital și ai început, mă rog, și cu vârsta să vezi lucrurile altfel, să înțelegi ce se întâmplă pe acolo, circuitele alea? Da, din fericire nu a trebuit să am contact atât de mult în calitate de pacient cu spitalul, însă mama mea este asistent medical și cumva am putut să aflu și partea aceasta de cadrul mediu medical, experiența și cumva ce necesită și ce solicită din partea personalului medical. Dacă știam, o chemam și pe mama ta aici. Da, o să-i transmit. Însă, actuala generație are avantajul de a face cursuri încă din facultate, din primul an de facultate, cursuri de psihologia pacientului, de etică medicală, astfel încât odată în momentul în care ajungem efectiv în spital, știm cum să abordăm pacienții. Cu toate acestea, medicina este un domeniu multidisciplinar și pe lângă cadrele medicale este evident nevoie și de psihologi, de astfel de îndrumători care să susțină pacienții. De multe ori, aceste îndatoriri sunt puse pe seama cadrelor medicale, care oricum au un volum foarte mare de muncă. Și nu vorbim de partea birocratică. Undeva la jumătate din timpul atât a medicilor cât și a asistenților medicale este petrecut scriind foi. Iar asta ia foarte mult din timpul pe care ar putea să-l acorde pacienților, să le explice situațiile pe care le au, cum ar trebui să-și urmeze tratamentul. Și atunci este nevoie și de astfel de persoane adiacente medicinei. În ce an ești? Sunt în anul 5, mai am un an și jumătate și trec... Deci ai început deja, ai niște experiență exact, practică, da. Ai văzut în spital, ai fost, ai văzut pacienți de aproape, ai lucrat deja cu ei. Este vreun caz care, nu știu, te-a impresionat sau ai simțit nevoia să-i sari mai mult în ajutor decât altei persoane bolnave cu care te-ai intersectat? De care să-ți aduci aminte? Cu siguranță am avut câteva cazuri care m-au marcat în mod deosebit și, bineînțeles, aici vorbim de cazurile oncologice, de cazurile pediatrice. Dă-ne niște exemple din cazurile astea, da? Recent am avut stagiul de neurologie pediatrică, unde am văzut cazuri cu adevărat tragice, deoarece acei copii nu mai au prea multe speranțe. Deși am întâlnit o echipă de medici extraordinară care se ocupă de acești copii, cazurile sunt destul de severe și nu se poate face foarte mult pentru aceștia. Din fericire, în anumite specialități există aceste asociații de pacienți, după cum este și domnul Ștefan Răduț, care ajută pacienții noi diagnosticați cu o anumită patologie să manevreze, să gestioneze toată situația de care discutam. Aici este problema noastră și aici este punctul sensibil sau noldul gordian despre care vorbim. Când auzim de copii, nu ne putem imagina că cineva ar putea să rămână insensibil și totuși, de atâția ani, Ștefan de la Revoluție, decidenții noștri nu au reușit să creeze un sistem care să ajute un om în nevoie. Dacă un adult slăbit îți trezește sau nu compasiune, copiii cu siguranță trezesc compasiunea. Ideea este că nu doar pentru copii și nu doar în cazurile extreme ar trebui să funcționeze compasiunea, ci ar trebui să fie un dat al sistemului medical. Ar trebui să fie, așa cum ne spune acum Didina, că a început să se întâmple la noi, o educație care pornește din primul an de facultate cu această compasiune. Omul care vine la spital este un om în nevoie de tratament pastile, dar și de suport emoțional. Și aici aș vrea să te întreb pe tine, în experiența ta de boală, cine te-a susținut, cum ai făcut să înțelegi tot hățișul pe care l-ai avut de străbătut și cum ai învățat în așa fel încât acum tu i-ai ajuns pe alții? Păi, dacă mă întorc în urmă cu 12 ani când eram bolnav, în primul rând m-a susținut familia și fără sprijinul familiei mi-a fost extrem de complicat să mă vindec. Apoi am avut noroc să am niște medici și am lucrat, când m-au îngrijit niște asistente medicale care
efectiv stăteau și vorbeau cu mine suficient de mult pe cât aveam eu nevoie. După care am avut noroc să beneficiez de sprijinul psihologilor. Am avut doi psihologi care m-au ajutat să trec peste perioada asta. Slavă Domnului, la momentul ăla n-aveam nevoie foarte mari de asistență socială, dar era bine să fie avut și un asistent social pe lângă noi. După care am citit foarte mult, adică mi-a luat de când am fost diagnosticat până când am început să înțeleg despre ce e vorba cu diagnosticul meu, cred că au trecut vreo 6 luni în care am citit o grămadă de lucrurile atât în limba română, nu prea erau la momentul ăla, cât mai ales în limba engleză, chestii internaționale. Și am reușit să înțeleg prin ce trec și ce am de înfruntat. După aceea creat asociația, am avut contacte la nivel internațional și am reușit să aducem genul ăsta de serviciu pentru pacienții cu tuberculoză. E drept că nu pentru toți, nu pentru că ne lovim de aceeași problemă care se lovește cadrele medicale, finanțarea. Am reușit să avem un serviciu, noi am spus, de suport de la egal pentru pacienții cu tuberculoză, în care puneam pacientul nou diagnosticat în contact cu un om care fusese diagnosticat și s-a vindecat. Și atunci, cel care era în momentul ăsta în tratament, trecea mult mai ușor cu toate poveștile, inclusiv prin povești de gestionare a reacțiilor adverse. Cei care au trecut pe acolo știau ce să... Adică le povesteau cum au făcut ei să-și gestioneze chestia asta. Pe lângă asta, probleme emoționale. E complicat să treci printr-un diagnostic așa și stigmatizant și cu o medicație destul de greu de suportat. Și am făcut chestia asta prin proiecte cu finanțare internațională. Problema e că în momentul de față, nici măcar în proiectele astea nu-și mai găsește locul acest gen de serviciu, care în țările civilizate este finanțat de către stat. Adică Ministerul Sănătății finanțează organizațiile de pacienți să ofere acest gen de serviciu. Din ce motiv? 1. Pentru a ajuta pacientul să treacă mai ușor și 2. Pentru a ajuta sistemul medical și a ajuta medicii și asistenții medicali să nu-și mai piardă timpul lor explicând de nenumărate ori. Uneori chiar aceleași paciente explică de 3-4 ori același lucru, pentru că omul, în momentul în care este într-un context de boală, înțelege mai greu anumite lucruri. Are nevoie de timp să-și așeze informațiile în minte și atunci e complicat pentru un asistent medical, uneori poate să și enervează, sau pentru un medic. Să explice de 4-5 ori în decurs de o lună de zile unui om același lucru. Trebuie să plecăm de la premisa că și medici și asistenți medicali sunt în primul rând oameni și au nevoie și ei de timpul lor, au nevoie și ei să petreacă timp cu familia, nu pot fi medici 24 de ore. Vorbesc cu medici care îmi spun, băi, sunt la spital până la 3, după care mă duc acasă și iau WhatsApp-ul și am cel puțin 30-40 de mesaje de la pacienții. Deci am văzut 30 de pacienți în ziua aia la spital, după care se duce acasă și mai răspunde la alți 30-40 de pacienți, că na, oamenii au probleme în bolile cronice și apucă tot felul de situații neprevăzute la care nu știm cum să ne raportăm. Deci omul ăla e doctor nu 7 ore pe zi cât stă la spital, ci 14 ore pe zi. Și atunci, cum să facă față? E minunat că ce spunea domnișoara, că se încep să facă cursuri de comunicare și de etică medicală în facultate. E perfect, ăsta e primul pas. Păi nu, încă aici urma să ajung eu cu următoarea întrebare. Am auzit de psihologie și de etică, dar comunicare, propriu-zis, să se traduci. Râdem când vorbim deja de afacereză, nu? Dar și medicii, pe lângă că au scrisul ăla imposibil, au și un limbaj de pe planeta Marte. Cum le traducem oamenilor, care, așa cum spune și Ștefan, sunt odată bolnavi, odată speriați, odată dezorientați, că au ajuns într-un loc complet nou, străin, miroase a medicamente, miroase a... Vezi oamenii aia care zac pe acolo și care sunt într-o stare care nu te ajută deloc pe tine să fii mai bine. Cum mai ai minte liberă să și înțelegi limbaj cu anatomie plus chimie plus cine știe ce altă terminologie mai intervine pe care voi medici o stăpâniți, o să o stăpânești și tu din ce în ce mai bine, dar care pentru un pacient este foaia albă în cel mai bun caz. Faceți asemenea cursuri, să traduceți, în loc de membru superior să-i spui omului mâna ta, dă-o încoace? Da, nu este un curs efectiv, însă din fericire, odată cu anii clinici, adică din anul 4,
Medicii ne încurajează să stăm de vorbă cu pacienții, să nu ne rezumăm doar la partea teoretică și să încercăm să adoptăm un limbaj adecvat nivelului pacientului pe care îl avem în față. Asta este o veste foarte bună și aș vrea să te întreb acum, Ștefan, cine poate să facă meseria asta? E o meserie? Este o ocupație temporară? Trebuie o formare anume dedicată acestei noțiuni de navigator? Cine poate face acest job, să-i spunem? În principiu, în momentul ăsta este reglementată în corp meseria, ocupația de navigator. E nevoie să faci niște cursuri pentru a avea o diplomă, să fie recunoscut. Dar la fel ca și medicii, e un soi de vocație. Unde se fac aceste cursuri, de exemplu? Știu că unii dintre colegii noștri dintr-o asociație de pacienți făceau la un moment dat niște cursuri de navigatori. Cu siguranță le fac în continuare și cu siguranță dacă cauți pe internet găsești unde să poți să faci un curs, să ai o diplomă de navigator, să poți să lucrezi ca navigator. În România, spui, da? Nu în afara țării. România, da. În Încă o veste bună. Deci avem, iată, avem variante, da, pe care doar trebuie să le implementăm, să le dezvoltăm. Variantele avem, problema e că nu plătește nimeni acest navigator și nu găsim. Deci cineva care face acest curs și va lucra în felul acesta? Nu va lucra. Cineva face acest curs și rămâne cu cursul făcut și cu o diplomă frumoasă. Dar nu poate să se implice? Adică dacă se implică, se va implica doar sub formă de voluntar, fără niciun venit? Doar sub formă de voluntariat, da. Pentru că în momentul ăsta nimeni nu finanțează și Ministerul Sănătății ar trebui să finanțeze. Iar noi suntem în discuții de peste 10 ani cu Ministerul Sănătății să finanțeze organizațiile neguvernamentale din sănătate pentru genul ăsta de servicii de navigare sau de suport de la egal, pentru servicii de reducere a riscurilor în zona asta de boli infecțioase și așa mai departe. Dar Ministerul Sănătății spune că nu există legislație pentru asta. Eu s-o cred, sincer, s-o facem, zic. Concluzia că nu se vrea sau... Noi avem o problemă în sistemul medical românesc. Noi încercăm să facem, să cârpim sistemul. Niciodată nu încercăm să facem o chestie revoluționară, încercăm să cârpim, să facem cu cât mai puțin bani. Ei bine, sănătate cu bani puțin nu se poate. E adevărat că nici sistem de sănătate perfect nu există nicăieri în lumea asta. Peste tot sunt lipsuri. Dar hai să încercăm să facem un sistem funcțional. Hai să încercăm să creștem finanțarea, pentru că nu putem cu aceeași finanțare de acum 10 ani să funcționăm și în ziua de astăzi. Nu ai cum. Se inventează noi medicamente. Oamenii din sistem au nevoie de salarii. Un lucru pe care iar sistemul nu-l face și mi se pare extrem de nedrept pentru medici. Nu asigură medicul, asigură medicului formare doar în facultate. Și atât. Și pe aia ce la revedere. Du-te și formează-te singur. Da, nu e corect. Adică tu, dacă vrei să ai un sistem perfect, investește în oamenii din sistemul ăsta. E minunat că fac cursuri de comunicare și de etică în facultate, dar asta și ei sunt oameni, la un moment dat mai uită, se iau cu altele. E bine să reluăm cursurile astea de comunicare și de etică din când în când. Când a fost anul trecut un scandal cu niște șpăci în spitale, domnul ministru a ieșit și a zis că ar fi necesare niște cursuri de etică. Toată lumea l-a luat la mișto. Dom'le, că ce e, că etică ne trebuie nouă, că nu știu. Da, etică ne trebuie. Dacă avem pretenția de la niște medici să nu ia șpagă, trebuie să învățăm mai întâi cum să facă lucrul ăsta. Nu să ne gândim, domnule, el trebuie să nu ia șpagă, pentru că toți suntem oameni și, nu știu, oricărui om, dacă vine mâine cineva și spune, uite, ia de aici 5.000 de lei gratis, să mă ierte Dumnezeu, suntem oameni, de ce să nu-i luăm? Dar dacă am învățat ce înseamnă faptul că tu iei banii ăia de la un om, atunci poate că mulți și din ce în ce mai mulți și aproape toți nu ar mai face chestia asta, dar în continuare lucrul ăsta se întâmplă în spitale și avem pretenția de la oameni să nu o facă, dar fără să investim, fără să-i ajutăm să înțeleagă. Avem pretenția de la doctor să ne vorbească, să petreacă mult timp cu noi și să ne vorbească pe înțelesul nostru al pacienților, dar nimeni nu investește în chestia asta. Băi, hai să vedem cum înveți. Comunicarea e o chestie pe care unii o fac nativ, iar alții trebuie să o învețe. Iar alții fac cu universitate și multe cursuri după. Uite, pentru că avem pe Didina aici lângă noi, ea este studentă la medicină, dar este și foarte preocupată de domeniul educației medicale și, citesc, susține training-uri de abilități clinice, suport vital de bază. Acum, fă traducerea pentru noi, te rog. Sigur. Apropo, de ce vorbeam? Da.
Sunt voluntar în cadrul departamentului de simulare și în acest departament avem cursuri atât de bază precum cele pe care le-ai menționat anterior, în care suntem studenți, care le predăm studenților din ani mai mici cum să realizeze tehnici de bază, precum punerea unui cateter, a unei sonde și a acorda suportul vital de bază, ceea ce înseamnă primul ajutor. Sunt niște noțiuni pe care este ideal să le avem deja când intrăm în partea clinică. De asemenea, avem și cursuri specializate în care atât studenții cât și medicii pot să dobândească niște abilități practice. Din nou, înainte de a lua contact cu pacientul, când avem abilitățile dezvoltate într-un mediu sigur, controlat și nu unul de urgență, cum se întâmplă în spital, și interacțiunea noastră cu pacientul este una mult mai facilă, deoarece nu ne mai concentrăm atât de mult pe când ne simțim noi în calitate de cadru medical realizând o manevră pentru prima dată și putem să acordăm pacientului spațiul și spațiu mental adecvat pentru investigația sau pentru manevra care urmează să îi se... Deci cumva facă. Aceste cursuri, spuneai, simulări, sunt simularea actului medical în realitate. Voi vă antrenați acum ca și cum ați lucra cu un pacient real într-o exact. Situație reală de intervenție medicală. Exact. Și atunci asta oferă avantajul că atunci când veți ajunge într-adevăr față în față cu pacientul, voi să fie exersat deja, să știți și care este starea lui și ce înseamnă tratamentul pe care trebuie să-l aplicați și voi cu voi cum vă simțiți, pentru că asta mi s-a părut iarăși foarte important, nu vei mai avea teama că ești prima dată în față cu un om a cărui viață poate să depindă la propriu de tine și de starea ta și de prezența ta și de ideea de a avea un tratament mai bun decât altul, da? Tu ai făcut deja aceste lucruri înainte, în acel mediu sigur, adică antrenat cu profesorii, cu medicii care vă pregătesc. Cât de mare crezi că este importanța acestui lucru? Dacă tu faci asta deja, ai experimentat și pe tine și ai văzut și pe colegii tăi mai mici care învață ceea ce tu știi deja. Cum vezi chestiunea asta, acumulării de cunoștințe, de experiență, care se traduce în liniște când te întâlnești cu un pacient speriat? E bine, acest departament a fost înființat de Universitatea Carol Davila undeva în urmă cu 4 ani. Și chiar am observat o schimbare în atitudinea studenților și ulterior a rezidenților care au luat parte la astfel de ateliere. Sunt mult mai siguri în manevrele pe care le întreprind și astfel tot mediul creat în cabinet este unul mai sigur, atât pentru cadrul medical care realizează manevra, pentru că știe ce poate să facă și știe riscurile pe care le are tehnica și poate să asigure pacientul că totul este în regulă și să îl ghideze asupra pașilor care urmează să fie făcuți. Cât de des ai întâlnit în realitate de data asta pacienți atât de speriați încât nu puteau să urmărească ce le spuneai? De cele mai multe ori, de aceea deci încercăm asta e situația să... generală, exact. Dacă e să tragem o concluzie, astea sunt cele mai multe cazuri, nu sunt excepțiile. Cum ai făcut tu sau cum ți-ai găsit tu, cum să spun, felul de a-i vorbi adecvat unui om, că sunt întâlnești acolo, se spune că meseriile care lucrează în interacțiune directă cu omul sunt cele mai grele, iar a voastră nu e doar interacțiune, este și cu răspundere foarte mare. Cum ți-ai găsit? Cum ai descoperit tu așa felul în care să vorbești cu un pacient sau altul în funcție de fiecare vârstă, pregătire, de unde vine, din oraș sau de la țară și așa mai departe? E bine, acest lucru vine cu exercițiul și momentan sunt în această etapă în care pot să exersez și pot să pun întrebări cadrelor superioare asupra modului în care trebuie să abordez situația. De asemenea, avem avantajul că în universitatea noastră există o serie de societăți studențești care organizează o gamă largă de activități de voluntariat care țin de lucru cu publicul larg. Avem activități de informare, caravane prin școli, campania de donare, în care aducem studentul, viitorul medic, mult mai aproape de potențialul pacient și astfel interacționând cu pacienți și cu omul de rând încă de pe băncile facultății, cumva ne dezvoltăm abilitățile necesare pe care le vom avea ulterior în munca de medic. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și vreau să revenim cu încă un subiect poate la fel de delicat. Tot eu de obicei țin partea medicilor de multe ori, pentru că sunt multe lucruri, cum spunea și Ștefan, și medicii sunt tot oameni, ce să vezi, nu sunt roboți. Vreau să vorbim puțin despre generații, pentru că și eu am observat că la generațiile mai tinere într-adevăr găsim mai multă empatie. Hai să vedem după pauză care e treaba cu dinozaurii aia bătrâni, cum li se spune, și cu tinerii care reușesc să creeze puntea asta de comunicare imediat după publicitate.
Ne-am întors în studio și așa cum am promis, haide să disecăm puțin dinozaurii din medicină. Didina, aș vrea să încep cu tine de data asta, pentru că există așa aproape un stres când te duci la spital, o să ajung, pe lângă faptul că durează foarte mult să ajungi la nu știu care profesor, ajungi și vezi pe profesorul ăla că merge așa, parcă merge pe norișor și nu te vede. Chestiunea asta a generațiilor, cât este de deranjantă până la urmă și pentru voi? Am avut inclusiv povestea unei persoane care acum e medic, Dita mai medic, să spun așa, și îmi spunea la examen, mi-au atras atenția colegele că, nu mai știu la ce examen era sau dacă era o specializare, ideea era că era un examen ginecologic, practic, pe ginecologie, pe organe sexuale și i-au spus colegele, vezi că voi fetele o să aveți de repetat examenul ca profesorul să vă vadă punând mâna efectiv pe pacient în zona intimă de mai multe ori, chiar dacă ați răspuns. Și ce, nu mi-a venit să credă, acum na, medici cât o să fie de așa. Și a fost adevărat și că tot așa i-a repetat și întrebarea, a insistat cu chestiunea asta și a fost o situație semicomică, era vorba de un pacient în vârstă care avea și o operație, se pare, și în stresul examenului nu mai era efectiv sigură dacă toate componentele erau la locul lor, să mă exprim așa. Și îmi imaginez ce înseamnă asta în examen, când nu știi de ce te întreabă să, în situația exemplului pe care l-am dat. De ce spune întrebarea? Ai greșit? Vrea să răspunzi altfel? Vrea să răspunzi același lucru cu alte cuvinte? Să te autoverifici? Este intimidare? Este... Cum se simte la voi acum o poveste ca asta? Și cum se simte în momentul în care sunteți împreună în fața unui pacient și tu ai avea tendința să fii mai apropiată, dar poate medicul în vârstă, renumit, reputat, cu o vârstă care poate îl face să fie și mai rigid, nu neapărat rău intenționat, te pune în situația în care să nu te lasă să te apropie. Am auzit situația asta, n-ai voie, pentru că el este, nu ești tu persoana importantă în ecuație. Cum faceți voi acum echilibru în situațiile astea? E bine, în medicină este ca în orice alt domeniu, sunt persoane și persoane. Din fericire am avut norocul ca de cele mai multe ori să am parte de mentor, de medici care chiar să ne lase să facem. Și cumva avantajul în studenție este că nu suntem, rare ori suntem doar un singur student la un pacient, de obicei e un grup de studenți la pacient, care înțeleg că din perspectiva pacientului este uneori destul de stresant și poate să-l agite această situație. Însă pentru noi cumva ne completăm fiecare cu ce știe și fiecare cu câte o manevră, dar încercăm pe cât posibil să creăm un mediu plăcut și un mediu în care pacientul să nu se simtă foarte așa cu... Vezi, deja e altă abordare pentru tine, pare firesc să spui asta. Sunt curioasă dacă te-ai simțit vreodată intimidată de un medic renumit, să spunem, care are niște pretenții, nu știu... de orice fel, de respect, de cine cât să vorbească în fața pacienților, dacă te-ai simțit intimidată, nu știu cine să ia anumite cazuri, s-a întâmplat, ai trăit așa ceva, pentru că poveștile astea erau banalități acum câteva generații. Da, din fericire lucrul ăsta e din ce în ce mai rar, nu pot să spun punctual o situație în care m-am simțit inconfortabil în relație cu medicii mai mari, ceea ce mă bucur să aud cumva că există o evoluție de la generațiile anterioare și avem foarte mulți mentori care sunt tineri, undeva la 30-40 de ani și cumva e alta deschiderea față de noi și față de medici. Deja am constatat și eu personal și din poveștile prietenului, slavă Domnului. Ștefan, acum perspectiva ta de pacient, cum este? Acum 12 ani, tu ce fel? Ai avut de-a face cu vreun dinozaur din ăsta? Acum, când îi ajuți pe alți pacienți, cu ce fel de medici interacționezi în ultima vreme? Poți să constați o diferență? Poți să faci portrete diferite? Sau care e senzația din perspectiva pacientului? Sunt portrete diferite, clar, în funcție de vârstă. Acum, aici sunt două aspecte. Dacă ne referim la medici în vârstă, e foarte important să ne bazăm pe experiența lor profesională și să îi punem în contact cu medicii tineri ca să împărtășească experiența. Apoi, sunt acei medici în vârstă care nu au simțul măsurii și asta cred că e valabil în toate meserile, neapărat în medicină. Nu simt când e cazul să se retragă, să facă un pas în spate, să se bucure de pensie, de crescut nepoți. Adică să lase clinica, să lași medicina.
poți să lași clinica și poți să te ocupi de partea de, de profesorariat, să fii profesor, să fii îndrumător, să fii consultant pentru, pentru medicii mai, mai tineri. Și mai este problema de sistem, care nu îi lasă efectiv pe medicii tineri, pe medicii bătrâni, îmi cer scuze, să se retragă, pentru că atunci ar trebui, nu vorbim de București sau de centrele universitare, vorbim de un oraș, municipiu poate, sau un oraș mai mic din România, în care există un spital care are un medic pe specialitate și nu are toate specialitățile, are două, trei specialități spitalul dintr-un oraș mic și medicul e în vârstă și nu se poate retrage pentru că efectiv se închide secția. Și atunci toată lumea trage, primarul, președintele Consiliului Județean, managerul de spital, pacienții, trag de medicul ăla, așa cum e, în vârstă, obosit săracul, că da, am întâlnit medici de 70 ceva, 80 de ani, care efectiv nu le venea să iasă la pensie pentru că se închidea spitalul. Adică, asta e o problemă de sistem, e o problemă de sistem care face ca medicii tineri să nu rămână în sistem toți. Acum, slavă Domnului, salariile sunt mai bune, sunt competitive cele din vest, însă oamenii au ajuns la un nivel la care nu se mai uită doar la salariu. Se uită și la cum arată spitalul, se uită și la ce instrumentar au, se uită și la faptul că ei fac practică înainte, fac rezidențiat înainte de a fi medici pe post, specialiști și așa mai departe. Și văd cu ce se confruntă medicii lor îndrumători. Văd că n-au medicamente în spitale, că trebuie să pună pacienții să aducă de acasă. Mi se pare înjositor pentru un medic să te spui pacientul, știi că la un spital nu știu ce pansament, trebuie să te duci să-ți cumperi. Și nu știi câți bani are omul ăla, dacă își permite să cumpere sau nu își permite. Uneori se întâmplă ca medicul cu banii lui proprii să cumpere lucrurile astea pe care sistemul lui le oferă. Și e bine să vedem lucrurile pe toate aspectele și să încercăm să le rezolvăm acolo unde se pot rezolva. Adevărat, unde ține de oameni, eu zic că e mai ușor, dar e mai complicat cu schimbările de sistem la noi. Uite, apropo de sistem și de viața întreaga a medicului, care nu este doar un profesionist, cum spuneam, nu e nici robot și mai are și altă viață în afară de aia de a fi medic. Te-ai gândit unde vrei să profesezi? Noi vorbim aici deseori despre deșertificarea serviciilor medicale în multe zone din țară. Ce vezi la colegii tăi? Pe lângă faptul că mulți încă sunt convinsă că vor să plece din țară. Sunt și care vor să meargă în zone rurale. Există dorința asta? Pentru că este problema foarte concretă a ce faci după muncă. Unde îți duci copiii? La grădiniță, la școală? Unde îi duci, nu știu, la un film, la un spectacol de teatru? Unde te duci tu ca adult să te relaxezi? Cum e? Care e perspectiva voastră acum? Sunt foarte curioasă, pentru că, pe de o parte, văd speranța asta numai departe de zilele trecute și ieri. Am avut niște experiențe foarte bune cu medici tineri, cum spuneam. Pe de altă parte, niciodată nu poți să condamni o singură parte într-un așa zis conflict, deși aici nu e cazul de conflict, decât când se întâmplă ceva. Voi ce așteptări aveți de la viitorul vostru, de la țara asta care să vă ajute? Pentru că toată lumea cere de la medici, asta e clar. Cum vă simțiți voi când trebuie să faceți alegerea decisivă? Da. Ideal ar fi ca în toate spitalele din țară să existe același nivel de pregătire și aceeași aparatură, însă suntem cu toții conștienți că acest lucru nu se întâmplă. Și, din păcate, foarte mulți dintre colegii mei fie vor să plece din țară, ori să rămână în centrele universitare. Personal doresc, cel puțin la începutul carierei, să rămân într-un centru universitar, eventual și la o catedră. Și ulterior, unde voi găsi post, acolo mă voi duce, pentru că asta este situația momentan. Din păcate, la rezidențiat sunt foarte puține posturi efectiv și după cei 5-6 ani de rezidențiat, ca tânăr specialist, trebuie să-ți cauți. Și uneori ne ducem unde găsim, nu mai stăm să ne gândim de locație. Nu știu dacă ai mai auzit, probabil pe la mama ta, dacă tot este în sistemul medical, Ștefan poate își mai aduce aminte, înainte se făceau repartizări când terminai facultatea, nu alegeai unde mergi, aveai câteva opțiuni, dar doar dintre acele variante aveai voie să alegi și urma să pleci de obicei din orașul universitar undeva, într-un alt oraș, care era de multe ori diferit de orașul tău natal. Cum pare chestiunea asta acum? Nu poți să-i ceri omului să se sacrifice, asta e clar. Pe de altă parte, am și povești multe despre anii aia care erau foarte grei,
Pentru că erau toți de vârsta ta, acum poți să înțelegi ce înseamnă ca într-un an, doi, să zică să te duci într-un sat de munte unde n-ai de niciunele, dar trebuie să faci și minuni pentru oamenii aia. Și culmea este că minunile alea de multe ori se întâmplau pentru că se legau niște conexiuni, pentru că, pe de o parte, medicul vroia să învețe și meserie, era pus într-o situație fără ieșire și inevitabil devenea aproape inventator în anumite cazuri. Și, repet, nu poți să ceri cuiva să facă asta, dar în același timp mai există mitul ăsta al învățării, al evoluției, al facerii de bine cu puține mijloace. Mai sunt oameni, colegi, tineri de-ai tăi care să vadă lucrurile și așa? Acum lucrăm cu o medicină bazată pe dovezi și nu mai merg experimentele, să zic așa, mai ales că ulterior ajung să fie și judecate dacă se ia o decizie cumva în afara ghidurilor. Dar evident, dacă ar exista o egalitate, să zic așa, între toate centrele, și nu vorbesc aici doar de partea medicală, ci și de oportunități de educație, de cultură, cu siguranță tinerii ar fi mult mai deschiși să se ducă în alte orașe față de cel natal sau cel în care au studiat. Ștefan, mai avem un singur minut și pacientul are, inclusiv fostul pacient are ultimul cuvânt. Apropo de povestea asta cu repartițiile, pentru că te-am văzut zâmbind de asta, te și întreb, cum ți se pare ție ca pacient ideea asta ca medicii aproape să se sacrifice? Poți să le impui, am putea, ar fi nevoie, am ajunge la o variantă în care statul să impună medicilor unde să meargă în țară ca să ajuți oamenii din toate regiunile, că nici ei n-au nicio vină că locuiesc undeva departe. Nu poți să le impui, și asta cu impusul e cel mai greșit lucru pe care îl putem face. Ce putem face ca să atragem medicii tineri în anumite locuri este să le oferim mai multe avantaje. Într-un orășel mai mic să-i dăm, nu știu, o casă de serviciu, acces la un îngrijit de și un navigator. Copii, pentru... un navigator de că medicină. Vorbeam acum, de el, că de la asta am plecat. Ei când se duc la medicină și asumă chestia asta, adică așa cred eu. În momentul în care ai 6-7 facultăți de medicină, nu știu câte sunt în țară, e clar că pleci de acasă din orașul tău să te duci la facultate și apoi cred că ești obișnuit cu naveta asta și apoi cred că îți vine ușor să pleci din orașul unde ai studiat, să te duci în alt oraș sau în alt sat să fii medic. Acum, e adevărat, sunt niște oameni de sacrificiu care nu pot spune, băi, m-am născut într-un oraș acolo, am trăit acolo, m-am format acolo, voi termina viața. Nu, ei, din păcate, sunt niște oameni care sunt, cred că sunt foarte mobili, nu cred că îi deranjează foarte mult chestia asta cu mobilitatea, atâta timp cât au resurse acolo unde se duc. Nu poți să trimiți un om foarte bine format într-un oraș în care să n-aibă nimic în spitalul ăla și să trateze oamenii cu mâinile goale. Îl sacrifici practic și pe el, pe lângă pacienții pe care nu se-i poate ajuta. Mulțumesc exact. Foarte mult și ție, Ștefan, și ție, Didina, și cu siguranță o să ne mai auzim pe teme similare. Poate să ne auzim și cu cazuri fericite în care pacienții au primit un navigator și au trecut cu bine peste hățișul ăsta. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Asta a fost pentru astăzi. Ne vedem luni, dar luni seara de la ora 20 aici pe Prima News. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.